podcast cu Cornel, mă frate, dacă nu știți pe Cornel, e nasol, că vă uitați degeaba, vă spun de acum. Pentru că omul știe off-road mult de tot, de când e mic. De când faci tu off-road, Cornel? Păi, chiar n-aș putea să spun. Când ești, te-ai să ne gândim un pic așa? 2007-2008, cred. 2007. Da, doar am cochetat așa, am venit. Lasă-mă concurs. Ce, tu te-ai apucat așa și ai zis gata, mă apuc de off-road, no. M-am luat concurs? Nu, am mai rupt ceva până atunci, niște și mașini. Înainte. Mai făcut niște prostii. Prostii? Da, prostii. Bun. Multe am făcut. Lumea te știe în lumea asta off-road-urilor de mecanic, nu? Asta e... Da, de fapt. Cam asta e... De aici am plecat. Ideea, știi, domnule, Cornel este un super mecanic. Ce înseamnă super mecanic? Adică că te pricepi și știi să le spui oamenilor ce e defect, așa, auzind cu nu știu ce, sau că găsești soluții de a repara în zone grele? Nu știu. Adică... Păi și și. Și și. Asta cu reparatul în zone grele a venit în timp. Asta cred. Asta cred. Da. De nevoie, de plăcere, de una de alta. De frică. De frică, da? Da. Câteodată vrei... când rămâi noaptea în pădure și... Da. Sau urmă lucruri. Vrei să pleci? Da, nu e, da, nu e plăcut. Da. Și atunci, nu știu, te miști mai repede, parcă. Mm-hmm. Parcă și conexiunile vin mai repede în cap și faci lucruri. Găsești soluții. Exact. Găsești soluții. Din nimic. Nimic, da. Că deodată s-a întâmplat. Da. Probabil dacă oamenii care se uită sunt așa pasionați, știu de filmulețele de pe YouTube, când pune un trunchi de copac la punte, că s-a rupt puntea, că nu știu ce, merge pe copac, trage, face tot felul de chestii. Dar am văzut o chestie tare. Tare. Nu s-a pur mie tare, poate o idioțenie sau ceva, dar unul, am văzut pe Instagram, unul și-a legat roata de șasiu, pe dreapta, n-avea blocant omul, și-a legat roata de jantă și de șasiu cu o cordelină ca să-i dea să transmită pe roata cealaltă, știi? Și a ieșit dintr-un nisip sau dintr-o chestie, știi? E o soluție. Nu m-am gândit niciodată, niciodată nu m-am gândit la chestia asta, că poți să-ți legi roata de șasiu și atunci... Sau să blochezi cu frâna. Da, sau ceva, da, să s-o blochezi ceva, roata. Să s-o blochezi cumva. Da, să s-o blochezi cumva roata respectivă și atunci diferențialul va transmite partea unde e mai puțin aderență și uite, există o variantă. Da, e o șansă. E o șansă, da. Corect. Sunt multe chestii, da, astea și aia cu roata îngropată, să te troliezi, să faci, să bagi. N-am încercat chiar toate minunile pământului, unele le-am încercat și am înjurat în secunda următoare, de exemplu, cu plăcile de nisip în zăpadă. Nu funcționează? Uite, noi am încercat. Nu știu. Nouă nu ne-am mers nu nicio formă, s-au îngropat, au intrat una peste alta. Stai, tu vorbești de expediția când ați fost acolo, da, nu? Da. Ce, n-ați avut Max Trax. Noi acum facem și mii de reclamă că aducem Max Trax în România. Și așa, ați avut niște, bănuiesc că ați avut alea de aluminiu ceva, nu? Și aluminiu și plastic, aveam multe, chiar multe. Și făcusem să mergi pe ele, da. Ei bine, n-am reușit. Ori trebuia să le fi legat între ele, ori să mi gălești la minus 40 da, nu, cu mănuși fără degete, era greu. Da, da. Pe ce am călcat s-a prăbușit, a intrat în șasiu printre brațe. Le-am scos, le-am legat la loc, am jurat renunțat. Sănătos da. Da, și am renunțat, da. Nu le-am mai folosit niciodată. Cred. Asta e o experiență care... Da, pentru că sunt lucruri, pe care tu le vezi, de exemplu, te uiți la ele, zici, bă, uite ce idee bună să legăm sau să facem sau să dregem și ești în teren și zici, aha, ia uite-mă că ia făceau, ia să facem și timp, noi. Da, 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 și okay. Vezi că nu e așa și zici, pa, tu-s gura mătii, tu, și acolo, da. Da, problema noastră acolo era că se topea gheața. Da, știu. Ajungem acolo la discuția aia. Eu m-am uitat la toate episoadele, da? M-am uitat la toate episoadele, m-am uitat și la interviu, ați avut voi un interviu pe YouTube, un interviu cu voi într-un studio cu un nene mai în vârstă, mai rețin numele. Nu mai știu unde. Care pune niște întrebări stupide. N-aveam nicio legătură, dar na, asta e, omul nu era din meserie și așa mai departe, atât s-a putut. Și am, știu așa, cam peripețiile prin care ați trecut, dar ajungem și acolo, dar până să ajungem la expediția aia de overlanding, vreau să mai vorbim puțin despre off-road și despre diferențele între overlanding și off-road. Pentru că off-road ăsta e un termen general care înglobează, da, poate și rally ride-ul. Da. De știi? Fapt, știi? Da. Și atunci conține mai multe specialități, ca să zicem așa, în care mașinile sunt pregătite ca atare. Că nu absolut. Poți să pregătești o mașină de overlanding și să faci off-road, sau să iei o mașină de off-road și să faci overlanding cu ea, că nu... sunt setările diferite, știi? Sunt, da, absolut. Inițial am plecat pe drumul de fix de overlanding. Da. Asta era ideea noastră de... Da. Acum... De a face lucruri. 20 ceva de ani. Da, da. Ok. Și
am plecat de la turisme cu care încercam să ne cățărăm pe anumite lucruri. Da. Le-am distrus, julit pe burtă, da, și am fărâmat tot ce se putea. Da. Așa. După care am zis, ok, hai că există, uite, există 4x4, ai mai inventat cineva treaba asta, nu trebuie să descoperim noi apăcat. Stricăm Volvo, da, Break, corect, de exemplu, da, pe Bolovani. Corect. Era o prostie. Da. Și am apucat de ceva 4x4, mai ieftin, mai... Am început să le rupem și pe alea, că niciodată nu te oprești într-un loc. Corect. Mai, până aici am, da, destul. Da, 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 vreau mai sus, vreau, da, mai mult, vreau mai greu. Mai mult echipament, hai să, da, facem și canion, hai să facem și alpinism, să cât a putut, da, în limitele noastre. Și după care am mers în zona de competiții off-road, dar tot pentru că în perioada aia era competiția off-road, era un fel de overlanding. Ok. În anii 2008, da, nu erau trasele atât de grele? Ba mai mult, erau anumite competiții unde nu aveai timp de sosire. Și te dădeai, să zic, de toți banii până a doua zi dimineața la următorul start. Și noaptea și cu haina la tine și cu corte. Erau competiții în care schimbai noaptea în fiecare zi de concurs. Da. Și schimbai locația, da, de corect, fapt, da, cu cortul după tine, da, și cu tot ce trebuie. Da. Da. Și asta era plus locuri, peisaje. Da, da, da. Păi. Era accentul mai mare pe chestia asta. Ușor, da, ușor a mers în alte direcții. Pe timp. Trage pe timp, șpanetă, pe bucle. Șpanetă. Șpanetă. Da, cum pe stai? Mașină. Eu mai... știu că tu mergi în dreapta, nu? Acum. Am mers în dreapta și în stânga. Cum stai în dreapta acolo? Că eu nu, eu m-am dat tot cu răzvănuță la groapa aici, la glina, înțelegi? Într-un patrol Y60. Și am zis, băi, e dușmanie pe corpul meu. Adică n-am cum să stau fizic în mașină, dai cu mine ca în toți pereții, ești nebun la cap. De ce trebuie să, nu știu, mi s-a părut așa, am luat niște șocuri de astea mari, m-am șocat. Da, tu vorbești de fix de bătaia care ți-o dă scaunul, da, și mașina sau... Da, 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 da. Păi și șoferul, nu, pilotul, păi și nu șoferul, dar nu știu, bătaie. Ăla se ține de volan, vede, păi tu stai acolo, citești, nu știu, știi ce te aștept. Și mai moale ăsta. Da, mi se pare șocant ce se întâmplă acolo te în dreapta. Te tragi bine în centuri și asta e viața. Da, asta e viața, așa e. La Rally Ride e mai rău. Da, cred. Acolo e mai mare bătaie, adică văzut cazuri în care coboară cu pilotul, cu pilotul și când îi trag hainele, îi se văd vertebrele însângerate, adică nu-i, off-road-ul încă nu-i atât de dur, să zic. Da, nasol. Da, mă rog. Da, în sfârșit, fiecare face ce își dorește, ce îi place, ce îl satisface. Și acum dar... mai e și încrederea care e un... Da, e un sport într-o echipă, știi? Am mers cu mai mulți piloți și cu unii, într-adevăr, ai frică. Vezi că e, da, 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 prăpastie și ăsta, n-are nicio... Da, nu face nimic. Da, nici nu-ți, da, dai seama, au văzut-o, n-am văzut-o. Da, știu. Ți-e ce frică zici, să-l întreb. Da, 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 da. Să sperie. Dar ai mers și cu din aia care stăteai liniștit, te uiteai pe unde, da, mergeai, da, că aveai încredere că omul face ce trebuie acolo, da. Da. Contează mult. Care poate să aibă și acel om în care ai încredere, o zi, hai, bună sau o zi proastă. Normal, sau... dai, nu se simte bine. Face parte din joc. Exact. Face parte din joc și accidentul, ca la fotbal, vorba aia, faultul face parte din joc și asta e viața. Revenind la overlanding, overlanding-ul e așa, un off-road mai soft, pe niște drumuri mai forestiere, pe niște drumuri cât de cât, cu niște mașini pregătite, na, cu anvelope mixte, ca să zic așa, nu neapărat anvelope fix de noroi. Depinde ce-ți dorești, ce vrei să faci. Corect, clar. Doar că din ce am văzut așa, din experiența mea, în care noi zicem, a, noi punem maduri, mă, frate, că noi facem overlanding, nu ne trebuie, înțelegi? Că dacă îmi pun Simex, mă bag. Așa îmi pun maduri și merg pe treaba mea. La fiecare drum pe care îl știu și care zic, da, mă, veniți, că e... Vino cu sabul ăsta, că nu e problemă. Mă prinde doar două noapte în pădure, că am prins 10 metri de zăpadă sau s-a întâmplat ceva pe drumul respectiv care nu, știi, și ce fac, mă întorc după două ore de mers, trebuie să stai pe acolo, aia e, găsesc o soluție, știi? Și de asta spun că și mașinile astea de overlanding trebuie să aibă și astea troliu, trebuie să aibă și astea, da, high lift, trebuie minime, să aibă și astea niște chestii, că uite, te duci, deja antezi, bă, ar fi bune niște bed locuri, bă, ar fi bune niște dalea, bă, tot timpul găsești lucruri. Dar trebuie să lucruri, ajungi și știi? La o limită, să știi. Așa e, da. Pentru că da, ajungi, da, da, da. Uite, de exemplu, am plecat în paranteză, într-o tură în Mongolia, da? Stane și Mongolia. Ei bine, la jumatea traseului ne tot întâlneam cu diversi care făceau același lucru. Corect.
Da. Este trasee bătătorite astea, bănuiesc. Oarecum, mă rog, da, poți face în bucle, da, în da, diverse. Da, sunt multe mașini și, care umblă pe acolo. Te întâlnești cu multă lume, da, în Pamir. Da. E, la jumatea traseului, noi ne-am dat seama că avem o mașină greșită. De ce? 4.000 și ceva de kilograme, masa totală. Mamă. Și eram la limita legii. Aveam... Dar ce mașină era? O Toyota Land Cruiser. 80? 80, da. Așa? Cu bară, față, spate, praguri de fier groaznic. Multă greutate inutilă. Da, pe care le-am cărat până în Mongolia și înapoi. Fierul ăla e, da, cel mai fericit fier din, da, lume. Da, 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 poți să-l vinzi, poți să-l vinzi, să ceri mulți bani. Băi, a fost în Mongolia, a fost, da, acolo, a fost acolo, ca așa. Da, e bine, din tot portbagajul, noi am folosit un spațiu atât, dacă un sac. Pentru că găseam hotele unde ne spălam haine, uh-huh, pe bani de nimic. Uh-huh. Uh-huh. În alte zone unde intram, pur și simplu, nu avea sens să schimbi haina pentru că tricou, de exemplu, sau tricou și pantaloni scurți, că altceva nu aveai. Da, da. Și, mă rog, da, îl scuturai, în 3 minute era la fel. Da, ce rost avea, doar. Sau seara îl dădeam prin apa de la râu și îl agățam de antenă. Da, corect. Am cărat foarte multe lucruri inutile, piese inutile. Da, da, aveți vorba românului, mai bine să ai decât să n-ai. Știi cum, de două ori dacă îl cari, știu, același lucru, a treia oară, ar că am trebuit să-l dai jos, da, din mașină. Da, clar. Acum nu vorbesc de lucruri vitale, nu ți-ai nici, da, o cheie, nici cheie. Da, 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 eu am făcut mult off-road ori, fără chei, fără spule, fără mulți ani de zile și n-am pățit nimic. Mașină, nici pană, nici nimic, bine, dar... Așa a fost să fie și când m-am luat pe ăsta și am început să filmez, am început să deja întâlnesc așa, episod pe episod, deci mult. Zic, bă, să moară Franța, cum în 8 ani? Bă, în 8 ani n-am făcut o pană, ești și acum în 2 jante, să scriau ăștia pe YouTube, domnule, e regie. Cum pula mea regie, de mi-am vopsit jantele, sunteți nebuni? O făceam pătrat aici, regie, bă, că mi-ești, regie, ești nebun. Da, da, se întâmplă, da, trebuie să ai niște lucruri esențiale și exact cum le spun eu băieților, că mergem și uite, punem cortul, vedem, am pus, am dormit în cort, am dormit în rulot, am dormit iarna, am dormit primăvara, am luat niște foi de alea de cort să punem. Băi, în experiență te învață. Absolut. Înțelegi? Nu poți, știi că vorbesc eu cu tine acum și vin și stau 10 ore și, da, zic, bă, Cornele, ia zi-mă ce faci. Da, ia zi-mă, păi acolo am făcut, acolo am făcut, acolo. Gata, mă, știu, mi-am notat, am făcut tot, 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 tot. Nu există, până nu te duci tu să te lovești, tu de... zi-mă cu apa și cu uleiul și cu ce-am pățit, ești nebun. Am dormit în rulotă, am fost, au făcut minus 16 grade peste noapte, nu bănuia nimeni că o să fie atât de frig. Da, și apele l-a lăsat în mașină, zic, lasă-le, mă, mașină, ce? A, dimineața era totul slu, ești nebun. Ia și dezgheața, a înghețat gazul de la aragaz, a înghețat o grămadă, da, da, de lucruri pe care puteam să le bag cu mine în rulotul, stăteau la 30 de grade, nu era nicio problemă, dar știi, dacă nu te-ai dus să nu e prima dată guțane, aia e, ce să faci, ți-o furi. A doua, știi? Da, a doua oară o să știi, da, a doua oară o să știi și să sperăm că o să știm și o să reținem. Acum, vreau să ne spui tu așa, pentru noi bibani, care vrem să facem overlanding, cum se face? De ce te-ai lovit tu când ați fost voi? Știi? Adică eu am văzut în episodul acolo niște certuri, le-am simțit. Da, sunt, da, au fost unii cu bani, care au plătit, care au venit cu avionul, care nu știu ce. Adică eu le-am simțit lucrurile acolo. Dar nu trebuie, probabil că nici nu trebuiau spuse și nu avea importanță, da, să, da, le, da, trebuie spuse, absolut, știi? Trebuie spuse, pentru, da, că... Dar... Nu mi-aș dori să se întâmple cu altcineva ce am, s-a întâmplat nou. Da. Nu e în regulă. Cred. Asta tu gândește-te, de... scuză-mă că te, da, întreb, dar tu gândește-te că noi am zis așa, bă, uite, noi, oameni, am făcut Toyota. Nu e țiplă, mai am mult până departe, se, da, poate rupe orice, în orice, absolut, secundă. Bă, nu e o mașină nouă, ăla mai are, da, ăla mai are, ăla mai are, uite, domnul, luăm două rulete, hai să faci și noi o Grecia, la vară. Că e vară, că e cald, e frumos, mergem pe asfalt, pe o plajă, facem camping, plecăm a doua zi, iar mai stăm, iar mai facem, nu știu ce. N-am reușit să facem. N-am reușit să facem, că hai să vedem ce facem cu banii. Păi eu fac traseu, păi dacă eu fac traseu, tu nu faci nimic, trebuie să dai bani ca să vii. Păi da, da, eu fac nu știu ce, tu, eu fac mecanică, păi dacă tu faci mecanică, tu nu mai dai bani. Păi da, da, noi filmăm, păi da, dacă voi filmați, voi vă scoateți bani pe faptul că filmați. Trebuie să ne dați nouă bani că filmați mașină. Știi ce zic? Apar niște discuții. N-am avut așa apar, ceva. Nu, Doamne ferește, nu, eu îți spun acum, sunt lucrurile la extreme, da, nu, da, au fost, da. Apar niște discuții și noi am încercat, bă, stai puțin, hai să facem cumva să mergem 10 mașini, 7, 5, 3, 9, câți nu am strânge și să fie o chestie echitabilă, că nu iau pe Cornel
Le-au mă pe Cornel, că Cornel e mecanic, dacă ți-i strică ceva, cine se tăvălește pe sub mașină? Cornel, nu? Nu e fair nici față de tine, nici față, știi? Da, și atunci am încercat noi, am încercat să găsim niște variante în care toată lumea să facă ceva sau să nu facă, dar să fie echitabilă, să nu vină cineva care să profite, înțelegi, de bunătatea altora sau de chestii genul ăsta, știi? Uite, de exemplu, două ture de frig. Da. A mers în mașină cu un prieten bun într-un final, că nu eram la început, chiar ne-am și ce-o întâlnit, să zic, Andrei Rădulescu. Da. Bun. Treaba cu Andrei e așa. Andrei n-are nicio legătură cu mecanica, să zic. Nu îi plac mașinile foarte mult, conduce foarte bine, dar atât. Atât. Asta e treaba. Curios, n-are timp de... Da. Așa. El... face altceva, e cameraman de film. Da. Bun. Și acum îți dai seama că venim din lumi diferite și inițial am avut niște divergențe, pentru că eu știu ce am eu de făcut, el știe ce are el de făcut. Ok, am ajuns pe malul lacului Baikal. E o treabă să-l vezi și să și poți reda, că asta e, mi se pare unul cele mai importante. E foarte greu. E foarte greu să redai dacă vorbim de cameră și de off-road, pentru că și chiar și de povestire. Și de, eu am văzut tot timpul, adică noi care filmăm sau care filmam din totdeauna la off-road, nu cât să fac pentru mine, să-mi iau eu aminte că am fost. Nu se vede niciodată pe cameră cât de înclinat e, cât de greu e, cât de panică e, cât de, știi? Noi am ajuns pe malul Baikalului, erau niște bucăți de gheață spartă la mal, forme cu așa. Ei, băieții s-au pus pe burtă și au stat, cred că 4 ore, cu aparatele, cu... Înțelegi? Pentru noi ceilalți care nu știm ce fac ei acolo, că prind lumini, că prind stafii, treaba lor, nu știu ce au făcut acolo, devenise enervant. Da. Vezi, aici e... Știu că au fost niște discuții la un moment dat, am văzut un episod. Hai bă, lăsați camerele, veni să... Era haos, mașinile nu mai ieșeau, furtună, dalea, dalea, știi? Hai bă, lăsați... Toate că l-avea jobul lui acolo, adică el era... Băi, eu sunt aici, nu pot să te ajut, adică... Vreau, dar nu pot, jobul meu e să filmez, n-am cum, știi? S-a întâmplat și când am lăsat toate alea, că era groasă, știi? Da. E probabil că era fain să filmeze cineva, dar mai erau atâtea mâini. Da, știu. E greu. Da, zic, în primul rând, echipa, oriunde ai pleca, echipa trebuie să fie, super sudată, să zic, să știi la ce poți să te aștepți, că fiecare are o slăbiciune. La 100%. 100%. 100%. Ești într-o țară străină, poate clima e ostilă, poate te-a pușcat un păianjen de nu știu de unde și ți-e rău și așa, și atunci bufnești și faci o strici. Tot. Da. Strici mult. Atmosfera, strici, da. Atmosfera sau chiar și echipa. Da. Da. Sau, Doamne ferește, ești într-o situație în care chiar e nevoie să miște cineva ceva, că stă mașina înclinată și nu vine nimeni să-i pună cârligul că mai supărat. Da. Înțelegi? Da. La modul ăsta, e că glumele sunt de aici Redem până glumim, aici, dar până în punctul în care trebuie să facem treabă, corect. Și fiecare, iarăși, e foarte important să fie oarecum, în mare, n-am mers niciodată într-o tură așa nemțește. Tu speli geamurile, tu descui mașina, corect. tu aia. De la până la cât de cât să știe fiecare ce face, ce are de făcut. Adică să-și ia fiecare un task. Da. Băi, noi mă ocup de apă. Mă ocup de mâncare. Eu pun masa, eu strâng masa. Deși și aici am avut niște chestii foarte interesante. Totdeauna vor fi discuții. Adică eu nu pot să cred că există niște oameni care se duc și fac ce ați făcut voi, de exemplu, și nu au discuții între ei. Adică e greu să nu existe niște discuții. Că sunt oamenii diferiți fiecare. Ăla vrea să vadă aia, ăla vrea să stea 10 minute, ăla vrea să stea o oră, ăla vrea să meargă cu 150. Ăla vrea să meargă cu 150, ăla vrea să... Na. Da. E foarte complicat. Adică ți-am zis, la voi, eu am văzut, am simțit-o pe clip. M-am uitat la episoade și am simțit câteva momente în care au fost niște tensiuni acolo. Doar. N-au cum să nu fie, părerea mea. Adică n-au. Și mai bine să le și rezolvi atunci pe loc, mă rog, cât se poate de elegant, decât să le lași să crească să bubuie la un moment dat. Hai să vorbim de asta, de expediția. Asta a fost ultima expediție? 2015 vara. Gen? Ultima, da. Și în 2015 au fost două. Aha.
Tixi, da? Cu Siberia, da? Imediat în vară am plecat în Mongolia cu Stan. Asta, anul ăla n-am mai filmat așa. Nimeni pe asta. Nu mai știu. Avem o carte. A scris Crin o carte și e destul de bine scrisă. Da, da, bine mi-a plăcut. Carte, mă? Și se mă citește un ziua. Băi, acum cu pandemia să știi, da. Să știi da. Că oamenii s-au pus pe citit. Am făcut o greșeală, o recunosc de față cu toată lumea, m-am uitat la Dana Budeanu. Pandemia, frate, am zis că nu o să fac niciodată asta, Alexandra se tot uită, are stilul ei, e amuzantă fraiera, n-am ce să zic, are stilul ei, zice și bine, zice și rău, ce să facem, nu e nimeni perfect pe lumea asta, dar chiar ea spunea că, băi, amețitelor, acum cu pandemia asta v-a luat pe toată lumea cititul și că, și aia este o chestie care mi s-a părut foarte inteligentă, n-aveți cum să recomandați voi cărți. Proștilor. Păi sunt niște proști. Păi nu aveți cum să recomandați cărți. Da. De ce? De ce? Păi e foarte simplu. Cărțile recomandă doar oamenii care citesc în mod frecvent. Și atunci doi oameni care citesc se întâlnesc și își recomandă cărți unul altuia în funcție de discuția pe care au avut-o despre cărțile pe care le-au citit. Dacă eu mă apuc și zic că ultima carte e Jules Verne și căcat și să-i zic lui Cornel, bă, ia și citește. N-am cum. E o chestie așa care e, știi? Și are dreptate proasta, vorba aia. Bun, deci, cum se numește cartea? Nu știu. Da, aflăm. Da, îmi scap. Nu e nicio panică. Scriem pe... O să scriem în descriere. Noi la vânzare n-am avut posibilitate să o... Să o publicați. Să o publicăm, da. Sunt câteva... Online. O să încercăm. Da. Tot să faceți online. Era momentul bun acum, exact. Păi nu? Da. O scanează, pac, 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 pac și o pune acolo și o descarcă oamenii. Da. Ba da, 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 la calculator. Da, mă, da, 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 nu e panică. O scanează și o pune online. Da, mă rog, anul ăla 2015 am avut așa, minus 52 plus 47. Mamă, v-ați dat la cort frumos? Da. Să vadă el ce înseamnă. Să vadă... Bun, hai să vorbim de aia de la Tixi, pentru că acolo sunt și clipurile și putem să punem și noi linkurile, nu? Cu clipurile de la băieții ăștia, că merită. Eu m-am uitat, da, jur, m-am uitat ca la poveste. E mar, fără de tot. Da. Sunt mari. 4 episoade, parcă sunt, nu? Sau 5? 4 plus 1, al 5-lea parcă e ceva. Al 5-lea e făcut din toate, da. E luat nu știu ce. Da. Și e mai e un film altceva făcut de unul din băieți. Alt montaj. Da, alt montaj. Nu cred că l-am. Da, așa l-ai destul de... O să-l caut și pe ăla. Da. Păi hai să povestim. Voi ați plecat până la Mama Dracu. De fapt, chiar lângă Tixi este o localitate care se cheamă Naiba. La Naiba, mă. Unde te duci? La Naiba. Pentru că pe dealul negru există Cucamăcăi, frate. Da. Înțelegi? Și tot timpul mă întrebam, unde e la Cucamăcăi? Unde e Cucamăcăi? La Pădea Vieții. Când două ore stă acolo cu metri și departe. Și nu minți cu nimic, ai putea să o scrii și într-o declarație. Da, 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 mă, duc la Cucamăcăi. Da, poți să scrii, merg și la Naiba. La Naiba, da. Bun. Eu am văzut, am văzut ce ați făcut, ați plecat cu patru mașini, parcă trei Toyota 80. Trei Toyota identice ca... Diesel sau benzină? Diesel aspirat toate aspirate trei. Toate trei, 4-2. Da. Ok. Automate, manuale, n-are. Manuale important. Toate trei. Manuale toate trei, ok? No, era nasol dacă erau automate? Se pare că erau da, minus 30 în jos. Mhm. Trebuie să stai mai mult să o încălzești. Aia e tot. Față de așa. Manuala intră mai greu, dar intră ceva aia. Cold climate, probabil. Ulei. Există. Probabil, îți dai seama că merg niște mașini acolo, exact. Adică trebuie să existe niște variante. Ei nu folosesc automate din cauza asta că e un pic mai pretențios, probabil, cu etanșeri. Stai. Uleiul ăla e. Și cum, dar cum v-ați hotărât? Știu cum v-ați hotărât, că ați fost voi înainte cu un an, 2013, 3, nu știu ce. Am făcut o tură. Ați făcut voi o tură, dar până la Tixi, nu? Nu, în 2012 am fost până în Magadan. Magadan e un... De fapt, de ce am plecat acolo, a fost și o istorie de familie. Bă, da, tu ești din Republica Moldova, da, nu? Bunicul meu a fost deportat. Am uitat să povestesc asta. Și am vrut să văd ce se întâmplă acolo. Ce s-a deportat întâmplat acolo? A fost, n-a fost acolo, a fost în altă zonă, dar tot într-un lagăr, la fel de minunat. Da, pe frigurile alea, acolo în pustiu, ăla unde duceau ei oameni să facă experimente, cum vorbește lume. Vezi, Doamne, nu, erau mine și da, să muncea. Adică da. Mă, un lucru bun, dacă mă întreb. Adică decât să te bagi în pușcărie astăzi, unde? Pentru niște oameni care n-au nimic de pierdut, din păcate, pentru că sunt oameni ai străzi sau sunt oameni care s-au născut în niște condiții grele și au un acoperiș deasupra capului incert, pușcăria pentru ei nu e o sperietoare.
Da, bine, acolo istoria era un pic, vezi, Doamne, au fost perioadele alea de gulag și, e bine, nu-i chiar cum s-a scris în toate cărțile. Nici românii nu i-au bătut pe turci, vorba aia. Adică cifrele nu sunt alea, clar, dai seama. Pentru că ne-am întâlnit cu istorici în zonă și care n-au vrut să stea de vorbă din principiu cu noi. Adică care principiu? Că iar ați venit după milioanele de morți. Ați venit după cifrele. Da, noi am venit după sânge, vezi, Doamne. Da, nu, mă, frate, am venit, să... da, pentru mine, n-am venit să... E da, bine, știu. Am stat după cu ei de vorbă și ne-au arătat documente care sunt desecretizate, nu mai e nicio... Imaginează-ți că pe vremea aia, dacă ca șef de lagăr, da, erai trimis cu mai mulți prizonieri să construiești lagărul și să te apuci de treabă de mina nu știu care, și ție îți despărea o căciulă sau o lopată, tu intrai în același lagăr sau în altul. Deci nu era nicio posibilitate să dispară un cui. Și astea toate sunt documentate până la ultimul lucru. Cu toți oamenii. Iarăși nu era niciun... Da, adică, da, era, înțeleg. Și pe vremea aia se făceau așa un fel de afaceri, da? Ok, iau prizonierul de undeva din Europa de Vest, îl hrănesc 3 săptămâni ca să-l împușc la mama dracu. E... Ce rost are? Corect. Da. Un glonț era mult mai simplu, da, aici. Da, da. Deci, faptul că îi tundeau sau că nu le dădeau apă suficientă era să nu facă păduri sau să nu se strice la mațe. Într-adevăr, sună groaznic. Că te luași tot tuns la zero. Sau nu știu ce. Da, sau s-a tuns singur omul. Mi-a zis că pe vremea lui Ceaușescu, dacă te prindea pe afară seara, da, și n-aveai loc de muncă, s-ar putea să te fi tuns. Cu alimentație, iarăși, multe basme, în sfârșit. Asta a fost o curiozitate, am vrut să văd, să văd ce. Deci ăsta a fost motivul pentru care ai ajuns prima dată acolo. Am găsit niște băieți care aveau și ei drum încolo și ne-am lipit. Da, trebuia să fim mai mulți. Nu s-a întâmplat, echipa s-a spart și am plecat două mașini. Un Aro. Eh, da? Bă, da, mă, trec cu Aro, să moară. Da, cum am ajuns la Aro, mă, urmărește Aro ăsta de tot te mai. O ambulanță Aro, militară. Cu motor de Toyota? Nu, nu, cu motor de 2500 benzin. Aro? Aro, da. Care l-am abandonat acolo. Mai. Eu îi dădeam foc, eu l-am abandonat, mă. L-am abandonat că odată am mâncat benzina de aș fi mers cu motocicleta de 3 ore în jurul lumii. Cu combustibilul ăla. Nu știu, la noroc. Conduceam sau locuiam în Aro prin rotație, pentru că frig rău. În Aro? În Aro. Cred că era mai cald afară, zi, în Aro, au fost și zile, da, într-adevăr, da, care era mai cald afară. Aveam un ăsta de spumă și unde începea să cadă un cauciuc, un cheder așa, cuțitul și până la urmă am ajuns cu o ușă care se deschide. Și cu bagajul am filmai aia, șuruburi. Aveam ceva material, da, de acolo, dar e... Mi-aduc aminte într-o noapte. Început să... Mergeam pe un drum extraordinar de prost, dar noi n-am mai avut așa de... Imediat după 90, așa, așa de prost. Un adică drum asfalt, de beton spart, da, de beton spart, dale de beton distrus. Da. Încercai să o colești, mai ce, era gheață, era ceva, scutura Aro, care era foarte moale, că era lung. Era mai moale decât Toyota, dacă îți poți imagina. Bun. Toyota avea suspensii, ceea ce era un pic greșit pentru drumul ăla. Da, corect. Trebuia mort. Trebuia ceva mort. Totul mort, să facă roțile. Dar câte persoane ați fost în Aro? Două? Trei, cu trei am fost. Trei cu trei. Toyota, trei. E, și noaptea, trei noaptea, camioane din față, începe să huruie. Ai mai auzit, sigur ai auzit, cablul de kilometraj când începe să hurui, da, și da, să-ți, da, facă ăla așa. Da, 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 da. Huruitul ăla de doagă, așa, de... L-am smuls cu bord, cu tot, și l-am aruncat. Cred. Că nu puteai. Imaginează-ți când ne oprea poliția și te uita la... Ceasul. Ăla cu mațul ăla. Ce s-a întâmplat aici? Da. Nu te privește. E treaba mea. M-am enervat. Da, astea au fost condițiile cu Aro. Altfel, foarte bună mașină. N-a pornit niciodată la...
De la Galați n-am mai pornit la electromotor, care a murit la Galați. N-a vrut dincolo de... Băi, băiatule, bă, dar de ce v-ați, de ce v-ați dus cu Aro? Eu îi condamn pe oamenii... Păi ce mașină vrei să abandonăm acolo? Una bună? Da, eu îi condamn pe oamenii care fac acum overlanding și fac cu Aro sau fac cu diverse... Am văzut cu Tico. I-a zis, băi, de ce nu v-ați dus, mă, ca în Tântălumul și cu Gogomanul, cu un scooter de la și când vă dădeați doți, erați pișați, lipiți unul de altul, știi ce zic, da, cu mucila noi? Adică, nu, domne, că Tico, ăsta e mașina mea de când eram eu mic, bla bla. Nu, eu da, consider că oamenii fac asta, n-ai cum să le tratezi. Eu consider că oamenii fac asta doar ca să atragă public, adică ca să se uite lumea, nu? Știi? De ce nu? Uite, domne, merge cu Aro, uite, se chinuie, uite, se nu știu ce, știi? Că dacă ai merge uite, cu o mașină... Ajuns cu, da, cu... Dacă ai merge cu o mașină țiplă, cu elicopter, cu asistență, cu dale, cu dale, nu s-ar mai uita nimeni, că e normal, știi? Dar de asta... S-ar putea să te-o fure. Da, de asta te întrebam de ce ați ales Aro ca și mașină. Era curte, gen, la unul din prieteni și mașina nouă, 7000 de kilometri. Asta zic, adică... Uf. Am suflat în toate jiglările. Am lăsat, asta era plan. Da. Am lăsat-o, s-o lăsăm acolo, da. Să ajungem cu minune. Ei, bun. Tura cu Aro, cu... Da, în sfârșit, experiență. Minunat. Da. Am ajuns la Iacuțsk. Iacuțsk este capitala Republicii Saha. Eu, căutați pe hartă, e foarte interesant. E o lume, boss, da. A altora. După știi ce zic? Ural. E o lume altora, nu a noastră. Ca dimensiuni e mai mare de 5 ori decât Franța. Și locuiesc 2 milioane de adică oameni. Cât în București, să zicem. Da. Și în rest, râuri Nimic. Și păduri și... Dacă nu-i frig sau care-i treaba? Deci nu mergem noi acolo. E frig? Iarna, da. Dar vara... E țiplă? Sunt țari. Adică am văzut, m-am întâlnit cu motocicliști în Mongolia care au venit în loc de cască cu mască de apicultor. Am zis că nu pot să trăiască. Au dormit în ea, au trăit cu masca aia, au mâncat în ea, înăuntru. Așa, haos? Da, țânțăroie. Păi, țânțăroie aia se trezesc târziu și se culcă de vreme, ca să zic așa. Mm-hmm. La jumătatea lui August ninge. Mm-hmm. Și trebuie să mănânce. Și atunci turistul străin e... Deliciu. Rup din ea. Da. Dar se poate. Se poate, da. Se poate, da. Cât de tare o să mănânce țânțăroie. Da, corect. Bă, dacă nu-ți dau vreo boală de-asta nebună... N-au, pe de unde, ce? Nu, e nicio panică. Nu cred. La minus 50, ce să stea? Nu da, știu. Nu prea e. Poate da, la mai de jos, de la... Dar cum e vara? Sunt drumuri? Adică... Na. Drumuri mai puțin între localități, mai sunt locuri unde se trece cu bacul, dacă... Uh-huh. Sau diverse vase sau embarcațiuni. Ce au ei pe acolo, da? Sau pur și simplu pe râuri. Asta e o tură interesantă care ne cam bate gândul să o facem. Să ajungem cu avionul acolo, da. Să fie și mai scurt ca timp, că sunt numai 10.000 de kilometri până acolo. Și... Da. Numai 10.000 până acolo. Da. Și mai e și acolo niște. Acolo mai... Depinde ce vrei să faci. Dar pe toate râurile alea cu barca, cred că e... Distracție mare. Cu barcă? Cu barcă. Local. Și înapoi avion și acasă. Și asta. Altfel de overlanding, dacă da, vrei da, să... Da, da, da. Și cu barca se poate face. Nu dai seama, da, normal. Bun, da. Și am ajuns în Iacuțsk și în căutarea de lagăre, ne-a spus cineva, vedeți că dacă mergeți drumul spre Magadan, 500 de kilometri și în stânga sunt multe păstrate exact cum sunt. La Naiba sau... Nu. Nu la Naiba. Era... Ok. No, noi vorbeam de prima tură. Prima tură, 2012. Okay. E, și am luat-o pe drumul care... Nu, ni se părea că o să înfunde după colț imediat, zăpadă mare peste tot. Și am mers vreo 400 de kilometri. Mamă. Și noi am zis, mă, gata, 400 de aici... 400 de kilometri de dimineață până seara, sau cât e viața? Da, am ajuns noaptea, da. No. Am ajuns noaptea, am întrebat niște drumari care ne-au zis că e o localitate mai încolo și că sigur are benzinărie. Nu știau săraci că n-are. Și am ajuns în localitatea respectivă. Noaptea era un bec aprins la cârciumă. Camioane multe pornite, care nu oprește nimeni la minus 40 mai jos, când nu mai oprește nimeni mașina. Nu că nu mai pornește, se lipesc simeringurile de arbore și se învârt cu tot. Adică nu vrei să-ți să rupă simeringul de la cutie sau ăla din față, la... să dai cutie, nu vrei. Și merg, alea merg
hodorogesc într-una. Am intrat la cărciumă, acolo toți oamenii deja sunt cu... Ok, da. Da, ok, așa. Și parcă nu te prinzi, râd, zâmbesc, se bucură, se supără. Nu-ți dai seama de fizionomie, știi? Am intrat la cărciumă, am salutat, nu s-a clintit niciunul. Toți erau, într-adevăr, cu ochii spre ușă, spre noi. Am întrebat dacă e vreo hotel. N-a râs nimeni, dar nici n-a clipit nimeni. Nimic. Nici o reacție. Faci? Da, pur și simplu. S-a uitat. E un hotel aici? Nimic. Nimic. Am întrebat dacă există benzinărie. Nimic. Bă, tu îți dai seama că ai să uită la voi ca la extraterestri? Da, am zis că ceva nu e în regulă și am dat să ies și am auzit... Cineva a făcut ceva. Am întors, era un... Exact ca în poveste, era un tip cu barbă albă, ăla vorbea. Restul ăștia... Nu aveau voi. Nu. Punct. De unde ești? Stai așa că e greu. România. București, serios? Da. Cum să... Am încercat. Nu există așa. URSS-ul, vi-l imaginați așa, cam cum era el pe... Da. Zic, știți unde e Ucraina? Mai încolo un pic. Suntem noi. A, da? Bun, nu era niciun hotel, nu era nicio benzinărie. Exista o casă de oaspeți. Exista o casă de oaspeți. Care s-a atribuit de la primărie primului venit. Contra unei sume de 800 de ruble, nimic pe vremea aia, 80 de lei. Ceva. Pentru toți. Da, toată casa. Care eram, da. Mai erau unii în casa aia, dar așa se întâmplă lucrurile acolo, adică inclusiv la hotel în Mama Boalelor, cazează până umple camera și după aia deschide următoarea. Deci dacă ai o cameră cu 5 paturi și noi venim 7, mi se pare normal, 5 acolo, 2 patru. Dacă mai e într-una, mai sunt 3, completează pasta și după aia deschide următoarea. Minunat. Și vorbești cu oamenii, da? Vrei bine, nu? Vrei bine, mașină. Așa ne-am cazat, am zis hai să plătim. Era târziu, am zis, da, benzină, reușim. Aro era pe pană de mult. La șufăl trăiam. Da, n-am știut. Noi am întrebat. Ai știut că consumă 70%, adică. 25 era așa. Da, bă, cât un la vale. Așa. Și, mă rog, am scos ce am avut de mâncat, am mâncat la somn, cald, bine. Bun. Paturi tari, dar... Nu contează, căldură dacă era ceva. Căldură cu țevi așa. Mamă, cu... Ca când eram în școală. Da, liceu, da, calorifer. Așa, calorifer. Pățeam. Cu ulei. Parcă l-aud. Bun. Am dormit, ne-am trezit dimineața, ne-am dus la primărie, eu îi întreb pe băieți, bă, hai cu bănuții. Vorbim în rusă. Eu vorbim în rusă, da. Hai să le dăm bănuții, păi n-ai schimbat tu bani? Nu. Păi parcă te-ai dus tu la bancă, păi da, am fost, dar n-aveau niciun bani. Niciun. Mărunți, fise. Trebuie să dăm 800 de ruble la cazare și încă vreo câteva 2000 și ceva pe benzina care vorbisem și ne-a făcut cineva rost. Bun. De la băieții cu snowmobile. Păi o aveau pusă sub pat undeva, deoparte, adică nu o dădeau așa pentru niște idioți. Corect. Cu un aro. Corect. S-o ardă, da. Pur și simplu. S-o ardă prost, așa, așa. Bătaie de joc. Da. Trebuia să-l luăm la șupă, da. Să-l ducem... Da, dracu. Undeva. Bun, și... Dacă știau aia, ardeați voi benzină cu aro. Da, săraci. În aro ne-au pus-o pe mână. N-aveam decât dolari și euro, parcă. Am întrebat dacă ei au umflat râsul, că, serios, dolari, ce? Ce? Comanzi eBay, nu ai zis fac. eBay. Comandă pe eBay. Așa. Eu, în naivitatea mea, am întrebat de bancă, dacă există bancă. Și a zis, da, sigur, în blocul ăla intri în scara, apartamentul nu știu care. Ai nu scrie nimic afară, pentru că zboară toate pancardele alea când le vând. Am intrat, era la bancă să vindeau hăinuțe pentru copii. Timbre? Ce vezi și eu? Și puteai să cumperi o felicitare, o scrisoare. Frumos, o lăsai acolo și când pleca. Da, era.
Da, deci acasă, bani nu se puteau schimba nici cum, n-aveau nicio legătură cu nici telefonică, cu nimic. Ok, le-am zis de dolari, s-au uitat, erau două tipe și s-au uitat una la alta. E clar, nu. Și am rămas datori. La o tipă de la primărie care mi-a zis ce... Azi că mi-a dus-o altă dată. Cu o sumă, știi? Da? A zis că mă descurc, mi-a dus-o altă dată, știi? Aia a fost un pic de șoc, așa. Știi? Bă, la mama dracului, ești încăcat, ai tu bani, tu ești bine, știi? Da, dar degeaba, ai bani din aia. Da. Da. Dar n-ai ce face, nici nu cred că te încălzești mult cu ei. Da, nu, dacă le dai nicio valoare. Da. Și vine un om și zice, las că mi dai tu altă dată. Când mai trecă pe ei? Da, în 2005. Da. Da. E, când am plecat de acolo cu benzină, cu ce tare, ce oameni, ce minunați, ce îmbrățișeri, pupături, vă spun stâlp un indicator. Batagai. Batagai. Zic Mișu, care era cu hărți și cu... Bă, nenea Mișu, nu ziceai că aici e capătul pământului? Voi care credeați că aici e gata, gata, se termină civilizația. Da, da, asta acolo, de aici încolo... Chiar nu mai e nimic. Cum. Da, nu corect. Ăștia n-au nici benzină, n-au nici bancă, n-au nici nimic. Deci ce să mai fie mai departe? Reni. Da. Nu, no, gata, aha, unde sunt reni, gata, e lumea lor. Unde să te mai duci cu troaca? Aha. Mișu la butoane zice 600 de kilometri mai sus un pic. Un pic așa. Păi zic și, păi zice, uite că pe râul ăsta, că așa, că să... Nu vrei să știi ce limbrici aveam atunci pe loc. Duceți atunci. Am renunțat, n-aveam cum, era absurd. Și de când ne-am întors din tura aia, era următoarea era deja cu sămânța pusă în ghiveci și împingea. Ok, batagai, da, mai departe și dă-i, zic, mă, da, de Google aici Maps, până... Google Maps, date, nebunii, hărți, v-ați uitat, v-ați nu știu ce? Și? Uite, păi, au mai fost și alții, adică am mai găsit și filmulețe cu unii, cu alții. Acolo, până în Tixi, de exemplu, merg camioane. E autostradă, drumuri, direct. Drumuri de iarnă, cum zic ei. Care fiecare camionagiu. Asta e o treabă tare interesantă. La un moment dat găseam camioane scufundate în râu. Pe fund, pe fund logic, că e greutatea mare, știi. Camaz cu remorcă, numai cabina era. Am și ceva poze pe unul chiar l-am filmat, că ăia îl scoteau. Îl scoteau la modul, s-a dus camazul cu remorcă, plin cu cărbune. S-a dus la fund, s-a rupt gheața, s-a dus la fund. Nu știu să zic ce lungime are camionul ăla, i-a rămas doar cabina afară. Okay. Băieții s-au dat jos, n-a pățit nimeni nimic, de obicei scapă, că merg cu ușile deschise, știi? Și cu pașaportul în buzunar. Da. Așa, zic că asta e regulă. Asta e regulă, corect. Mâna pe cuietoare și pașaportul în buzunar și ai zbugit-o când a făcut trosc. Te-a crăpat cardanul și ai sărit, s-a dus mai departe. Bun. Și băieții erau ok, le-au adus sătenii o remorcă. Sătenii de nu știu de unde, cine a aflat, probabil pe stații, primul camionagiu, așa. Li s-a adus o remorcă cu godin. Gen, asta e casa voastră nouă. Le-au adus drujbe și cu drujba tai gheața în jurul camionului, ca chirpici. Scoți câte unul, începe să curgă, te oprești, îl lași să îngheață mai încolo și îți face așa un fel de garaj. În toată gheața aia, cam o lună jumate durează. După care începi cu ciocanul să-ți bocăni cardanele și motorul și toate cele pe unde ai intrat și așa, să-ți cureți jucăria, știi? Tu ești pe nisip, pe fundul râului, așa. Ești în gheață. Îți faci fain, frumos, o rampă, îl pornești, acolo îi dai foc, și vine unul și te trage cu cărbune, cu astea, știi? Cam așa, cam asta e. Am văzut, da, munca. Am văzut că oamenii, da, dar ne întrebam, se mută acolo, da. Se ne întrebam acolo, la un moment dat, am plecat, am vrut să le dăm băutură, au zis că nu beau. Dar ce aveți, măi? Da, nu știu, n-au zis că nu beau. Ok. Da. Am vrut să le lăsăm mâncare, am vrut să le lăsăm una alta, scau de toate, au luat, nu știu, ceva dulciuri. Și am plecat și pe drum ne întrebam, zic, bă, băiete, dar cine dracu-i asigură pe ăștia? Există așa ceva, termenul asigurare de marfă? Nu cred. Nu cred că există. Contracte, transporturi, da, termene, tu ești șofer pe așa ceva. Și eu îți dau marfa. O duci când o vrea Dumnezeu, bă.
sau nu mai aduci, cine s-a plătește? Dus drept, cine... Dar nu știu, mă, ăsta e riscul, vrei bine, nu. Da. Na, n-am aflat. Pe vremuri când plecau ăștia, vorba lui tata, am povestit de unul de pe stradă de acolo, nu știu cum, Nea Costel, care lucra pe nu știu ce camion de ăsta românesc și a plecat, au trimis ăștia, nu știu, în Africa, nu știu unde l-a trimis. Era camionul nou, bă, 0 km. Bă, când s-a întors camionul, e fumătorul. Era, ia, nu mai putea. Da. Și pleca 3 luni de acasă. Înțelegi? Adică se ducea și... Am mai văzut, făceau ăștia despre niște drumuri, tot așa, prin deșert, camioane, nu știu. Bun, dar în momentul ăla, dispărea marfa, era, plătea statul, nu? Sau, stai dar acum... seama, nu știu ce acum, păi și acum eu nu sunt cu, acolo comuniști, cu dalea, cu se descurcă, ei, între ei... Privați toți. Sunt privați? Da. Camioanele sunt private? Nu cred că au de stat, și n-am văzut. A, companii mari, da, de petroliere, da, erau colantate, frumos colantate, cu Ural 6x6, cu roți, da, cât casa, că erau motorină, da. Tot ea, cuiva, dar sunt din ăștia lupi singulari, știi? Singuratici, care cară ei sunt, pe barba lor, da, fac ei, da. Și cu cât e mai aproape sezonul de dezgheț, crește prețul. Dacă te doare buza să cari portocale, nu știu unde, plătești. Și atunci crește prețul și aia ziceau că riști să faci un drum. Să nu te mai întorci. Să scoți banii pe un an. Mamă? Dacă ți iese. Dacă ți iese. Da. Dacă nu ți iese, dacă nu ți iese, să sap la ea. Doi luni. Sau nu se știe, poate pierzi cu tot. Că noi ce am întâlnit, evident că nu i-am întâlnit pe aia care s-au dus la mine 25 de metri în apă. N-avea da, cum. Da. Da, altă lume, altă... Mersul ăsta... Da, așa, bun, să zicem mai departe. Ați plecat, unde eram, că nu mai știu cu discuția, la a doua tură? A doua tură am hotărât să plecăm până în Tixi, da, și să facem o buclă mare, mare, de 5.000 de kilometri, din Iacuțc, Iacuțc, știi, da, pe malul oceanului înghețat, pe râuri înghețate, pe... râuri fără drumuri, practic, că de fapt ei asta fac. Drumurile astea de iarnă folosesc râuri, nu? Că cele mai drepte. Okay, unde a înghețat un metru jumate, 2 metri, merg cu 40 de tone camion, fără nicio problemă. Și ei le curăță în decembrie, noiembrie, când s-a potolit de nins, ca lumea nu îl curăță săptămânal, nu-i nimeni nebun. Scala să noi și să facă atâția kilometri. Nu țipă nimeni ca nins. Că ninge de sus. Seama, da, asta e, da. Nu ninge, în sfârșit. Îl curăț odată, rămâne curățat și... Și aia, te descurci. A nins, aia, după, te descurci. Treci dacă cu lansuri. Între timp, mă, cu lansurile a fost o istorie tare. În prima tură la Magadan, aveam lansuri care cântăreau vreo 200 de kilograme. Ne-am oprit la o... Au ei un monument al gulagului, o chestie foarte interesantă. E pus pe malul mării, cum bate vântul în el, s-aude ca și cum plânge un copil. Eu... statuie foarte mișto. Să face pielea de găină când... în sfârșit. Și eram acolo în parcare, am ieșit să facem poză, am lăsat ușile deschise și au venit doi localnici. Și ei în vizită, nu știu, ceva flori aduceau sau. Și trece tipul pe lângă mașină, îl bușește râsul, dar un râs de asta isteric de prost, da, știi? De prost, da. Adică îl cheamă pe nevastă și arăta cu degetul. Uite pe proștii ăștia din România. Dar nu s-a gândit că și-a bătaie morții lui? Vin singur, așa tăbăcit să fie de viață. Place că te distrezi, zic, da, te explică cine ești. Și aruncați fierul ăla, că l-ați cărat de pomană, n-are nimeni așa ceva pe aici, în lanțuri. Okay. Da, n-ai de ce să cari lanțuri, că zăpada are 2 metri jumate, 3 metri. Trebuie să stai deasupra. Corect. Nu să o sapi. Ok. Da. Deci ne-am... am cărat și niște lanțuri, că tot ziceam că am cărat tone de fier. Da, degeaba. În overlanding, de inutil. Am și niște lanțuri, ia să le vând. Pot și ajuta. Pot și ajuta la urcări. Acolo urcări nu sunt. Măcar când ele de lanțuri. Le-am degeaba, n-am făcut nimic cu ele. Nici nu le pun, că-mi sar aripile, nici nu fac nimic. Și asta, da, e o problemă. Dacă a zburat unul din ăla, repar după el decât dacă nu urci o pantă. Nu. N-are sens. Bun, noi. Max Trax. Da. Da. Bun, și ați plecat. V-ați hotărât? V-ați făcut brigada? Am făcut, am vreun an de zile am meșterit la trasee, la calcule. Mișu a greșit. 6 oameni am fost, plus 2 care au venit cu avionul pe o perioadă mai scurtă și au și plecat, că aveau de treabă, nu ca noi golani. Sunt și oameni care muncesc în țara asta. Trebuie să mai muncească și cineva. Așa.
Mișu a greșit cu 200 de euro. Toată tura. Ok, so? Îmi se pare destul de precis calcul la... Pe 200 de euro îmi se pare. 30.000 de kilometri cu pare hotel, cazare, e, mâncare și 200 de euro, ești nebun, e, deci destul de bine. Mișu e forț. Da. Și asta, Mișu, da, e băiatul ăla tot scurt, care a sudat de sub la 80, da, acolo, nu? Da. Sudat la mașina lui care era... Da. A rupt puntea sau ce se întâmplă? Da, da, puțin. Toyota, nu știu. Bune, mă știu. Bine, acolo a fost o... Noi eram prima mașină cu Rădulescu, cu amicul meu Rădulescu, care tocmai aș făcuse... Rădulescu e absolut pasionat de curățenie, pasionat, obsedat. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Da, totul sunt trebuie oameni. Să stea, da, 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 la locul lui, da, n-are voie nimic cap. Să se bâție, da, 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 da. E... în mașină. Deci se complică viața, ce să-i fac? Da, dar mie, eu sunt opusul. Da, da. Și eram echipa perfectă. Eu terminam de condus la un moment dat și zic, nu trebuie să mă bag la somn, că sunt obosit. Și venea ăsta și făcea, fa! Ce aici? Semințe, ai mâncat în mașină! Curățenie generală. Între timp eu mergeam la somn, îți dai seama. Ok. Bun, Rădulescu își terminase de făcut un ceai într-o cană termos cu filet, cu capac cu filet și care, ghiși ce, mânerul se potrivea pe bara aia de la Toyota. Da. Așa l-a pus, l-a clipsat. Ce să mai... Totul se potrivea, la Rădulescu totul se potrivea la fix. Și aveam impresia că bălește la ceaiul ăla, să pregătea, știi? Să-l savureze, știi, s-a așezat bine în scaun și a făcut curățenie. Așa. Era totul și perfect. Și în momentul ăla, la 60-70 de kilometri la oră, am luat o bordură de zăpadă, de gheață, pe râu, în răspăr. Am dat cu bara de... ne-a aruncat în sus. Am dat cu bara de gheață pe râu înghețat. N-aș fi sărit în picioare. Da. Să nu se crape, gen. Da, știu. Am dat cu bara, nu știu ce s-a întâmplat, dar am venit pe roți. Nu ne-am dat peste cap, era fatal dacă ne dădeam peste cap. Da, am venit tare, pe roți, am dat tare, tare, tare. A sărit capacul de la canalul Rădulescu, ne-a opărit cu ceaiul minunat, știi? Nu înțelegeam ce se întâmplă, s-a făcut abur în mașină, instant. Deci n-au, să-ți imaginezi că am vreo reacție. Da, mă, nu, hai mă, termin alea, da, am tras una de mâine, am dat stânga, doiul, știi poveștile? Da, da, da. Știi poveștile de la... Domnule, eu am încercat, l-am văzut că vine, i-am dat doiul, pac, am dat a mea, am tras și doi dinți la frâna de mână, am contrabrâns. N-am avut cum, frate, n-am putut să le vin. Da, e bine, n-am făcut decât să belesc ochii care... Nu m-a ajutat cu nimic, a intrat mai mult ceai. Da, da, da. Așa? Și cumva, primul lucru care l-am văzut, aveam o greutate atârnată de oglindă, o să povestesc la un moment dat de ce, care era în poziția normală și zic, ok, suntem pe roți, minunat, toată lumea, toți bolnavii sănătoși, da. Rădulea e viu, eu sunt viu. E ok. Da. Am tras pe mal, zic, că, hai să nu stăm pe gheață după bubuiala aia ce s-a auzit, că... E bine, Mișu din spate n-a avut noroc. A rupt puntea. A, el a lovit în spatele vostru? Da. Al treilea a reușit să frâneze. Zăpada era mare, nu se vedea nimic. Aia pur și simplu era o fisură, am luat-o în plin. S-a spart gheața și n-ai văzut în zăpadă. Da, nu. La temperaturi foarte mici, minus 30, minus 40, gheața se dilată, malurile sunt tari. Și iese trebuie normal, să trosnească undeva. Să... Ori urcă toată, ori să sparge dintr-o una sub alta. Da, corect. Și apar tot felul de surprize de astea. Care le iei cu săritură sunt... Aia e frumos. Ce drăguț. Care pe invers. Care pe invers, nu e bine. Da. Da, și acolo am rupt puntea. Da. Cu baterii, am văzut pe YouTube, evident, asta. Ne-am uitat toți pe YouTube înainte. Înainte să plecăm. Cum să face. Niciunul n-a făcut asta. Da. Da, atunci am făcut tot. Știi cum așa duceau toți aminte? Da, da, mie așa aia, mi se părea. În serie, nu-i bine, așa aia. Făcea ăla, știi? Da. Repede ne-am... A început să schimba vremea rău. Am văzut, da, poveste. Ne-am izolat și am sudat toate căcaturile care le-am găsit. La Mișu, serios, cheie de 13 la Toyota? La ce ți-ar trebui? La sudat pe punte, evident.
alte chei care n-au ce căuta la cool. Toyota. De... Da. Ați sudat acolo? Toate le-am sudat acolo, am făcut-o. Minune. A ținut? S-a rupt odată și a doua oară chiar am. Și rușii au o vorbă, zice... Pune-i tu power tape, că o fac eu cu sârma acasă ca lumea. Așa am făcut și noi. Am văzut o jantă sudată în Republica Moldova. Mm-hmm. Am văzut odată. Am făcut un eveniment la Chichiș și au venit niște băieți din Republica Moldova pasionați de mașini date pe jos. Mm-hmm. Și au venit cu un Mercedes 124 și bă, am crăpat o jantă pe drum. Aveți unde să sudați aici? Da. Sau ți-au sudat-o la noi frumos, elegant, dar el avea frumos. Avea ceva rusesc, efectiv rusesc, înțelegi? Da. Ceva greu acolo, nu știu, o lucrare greu de înțeles la geanta respectivă, dar mașina mergea așa, a venit, uite, da, a plecat. Merge, n-ai de ce umbla acolo. L-am dat pe Mișo peste vreo 3 ani de zile, zic că ai făcut puntea aia, deci merge foarte bine, n-aș umbla să stric ceva ce l-am făcut atât de bine acolo. Ok. Și din asta merge. Bun, deci ați plecat din București, ați mers 10.000 de kilometri cu mașinile, pe asfalt, drumuri normale. Da, cu niște roți mici. Cu niște roți de 33 bănuiesc, nu? Nu. Mai mici. Mai mici. Păi, da, normal. Noi le aruncam pe alea și roțile de iarnă veneau tot de la ei, da, că nu aveam voie să importăm așa ceva în România. Cum adică nu aveam voie să importăm? Ce anvelope... Anvelopele de iarnă pe care le-am avut nu se importă în... Încă există anvelopele alea. Da, da. Nu se importă eu, am pus mâna pe ele, 35. În european. 35 pe 80, parcă, sau ceva genul ăsta modificat. Parcă. Le-am văzut pe la Dojo pe acolo, în sfârșit. Da. O Dasta, pe, nu știu. Le-am văzut, mișto. Da. Minus 40 și curge apă din ele, adică... Marf. Asta e. Cât au costat oare? Dar chiar, nu putem să aducem anvelope de astea pe 35 de iarnă în România? Nu, nu. De ce nu? Au ceva în compoziția lor care nu e cu litera E. Da, I don't give a shit. Pe roți poți să vii. La negru. Pe roți poți să vii. La negru, mă. Să-mi comand eu, nu pot să-mi iau eu pentru mine. Patru roți din Iacuț. Noi am încercat cu Bulgaria, cu reprezentanța Yokohama. Nu se poate. Și mama lor. Englezii, într-adevăr, puteau, dar la niște prețuri de nu mai îmi trebuiau. Uh-huh. Mergeam pe jos banii ăștia. Da. Știu, ați comandat acolo, v-ați dus cu gumele astea normale, ați comandat acolo, n-au venit, ați așteptat o viață. Nu chiar, că am mers în... V-ați mers să vă întâlniți cu ele. Da. Zic cu parbrizele. V-ați spus parbrize. Parbrize, da. În 2012, parbrizul de la Toyota noastră a început să... Noaptea... Aveam senzația că cineva bagă un cuțit în anumite locuri, știi? Vând. Uh-huh. Dar din ăla a înghețat cheddarul, s-a micșorat parbrizul. Și intra pe... S-a strâns, a început să scârție, să miște în rama de la parbriz și intra vânt pe aici, pe acolo. Te tăia ca un cuțit era. Când am terminat tura în 2012, am ajuns la cal, s-a dilatat parbrizul, s-a etanșat, gata, nu mai scârția nimic. Când am ajuns în Iacuțca, am văzut că toți aveau toate geamurile dublate, termopan, gen. Pe exterior, geam lipit. Păi și cum ai? Da, în sfârșit. Deci parbrizul de Toyota cu cheddar normal, cum e de modelul vechi de 80, vine cu un geam peste, îl pune peste cheddar. Efectiv. Grosimea cheddarului 3 mm, da? Nu, cu scoci. Au un scoci care la minus 30 încă îl mai întinzi un pic. Bun. Elastic. Asta e toată. Îl șterg cu spirt și pun un geam peste. Atât. Și îl dau cu scoci, dau drumul la căldură să evaporă tot, îi dau 3 găuri sus, s-a curățat. L-a lipit? L-a lipit cu o bucățică de scoci și asta ți-e treaba. Și... Bun. Avantaj, ți-a sărit ceva, nu știu, ceva, ok, de la mașina din față, un șurub. De la punte, de exemplu. La punte. Cu cheia de 13 de la punte. Geam. Nu, două. Nu te lasă cu dinții în frig. Da. Și doi, nu mai folosești ștergătoare, niciodată. Că nu se topește nimic. Ninja nu îngheață, nu... Nu se lipește, nu nimic. Se duce... Da. Ninja și îl ia, duce peste. Dezavantaj când ne-am întors că nu ne-am îndurat să aruncăm un parbriz nou-nouț, care nici măcar nu le zgriasem.
Noaptea pe ploaie. Cu un geam pus la nu știu câte grade. Mm-hmm. Hai să zic 30 de grade cât are față de orizontală, da? Ei, imaginează-ți tu pe ploaie cu geamul ud, ce reflexie ai. Minunat. De câteva ori mă uitam la mașina din față și zic asta. Pe acolo o iau. Da, nasol. Da. Da, bine. Oamenii n-au probleme cu ploaia acolo. Nu plouă acolo. Noi trebuia să le fi dat jos la întoarcere. Mai devreme. Ne-a prins ploaia în munții Ural, fix pe drum. Cu serpentine nu era nicio bucurie. Cu două geamuri am... Ziua mai merge, noaptea pe ploaie nu. Da, vezi, experiență, trebuie să dai geamul. Da, absolut. Aia chiar a fost periculos. Plus bun. Oboseala la 2 kg era. Ați ajuns acolo, ați pus parbrize, ați pus cauciucuri. Cauciucuri, făcusem de acasă multe, cu încălziri, cu... Webasto-uri au băieții dat câte două. Okay. Noi am avut unul singur, doar de motor, lucru care ne-a costat, exact cum ai zis tu. Da. Rădulescu într-o dimineață mi-a cerut apă că nu putea să vorbească. Și era să-i crăp capul cu o sticlă de... Frig. Da. Da, trebuie pe aer. Webasto cu aer ne-ar fi trăit în mașină. Da, ăla adică... duduie de cald, face o căldură, da. De nu poți să stai. Ăla bine, la minus 40... Ăla, da, ăla de aer în mașină face față. Face față, asta da. Zic, dar ăla de ăla motor... Ăla de motor e degeaba, deci nu mă ca să nu 40... se simtă motorul că e singur pe... Da, să nu înghețe motorul de fric. Da. Mă îngheț oricum, că ne-a înghețat Bendix-ul. Nu am mai atins nimic la... Cred. Am trebuit să... Dar cum ați dormit? În astea, în mașina asta cât ți-ați fost? Câte 3, nu? Am plecat câte 2. Da, am plecat câte 2, au mai venit băieții aia câte 2, deci probabil că două mașini au avut câte 3. De la Baikal, de la Irkutsk, uh-huh. Malul lacului Baikal, până la Tixe am mers câte 3. Unde am mai avut și cazări mai multe și nopți strict în mașină am avut, cred că doar 2, cu câte 3. Ok. Cum ați dormit? Pe parte. Era mai cald. Înghesuit, da, 3. N-ați avut cord deasupra, nimic? Asta mă... Dar nu poți să-l întinzi. Păi asta mă... Dacă l-ai, să zicem că l-ai întins cald, nu știu cum să-l aduni, să crapă tot. Da, îți dai seama. Imaginează-ți că atingeam cu haina, pe motor aveam o... ca o plapumă, cumpărată de la magazin, ignifugă. Dacă spui o plapumă de la bunica... Da, ia foc. Ia foc. Băieții au testat asta și au făcut special. Așa că are o deși acolo, fain, frumos, să nu ți-o ia elici, adică să ce trebuie? Cald. 1000 de ruble, nimic, 100 de lei, 80 da. De lei, da. Nu știu, era da. Pe vreme. Dădeai blana la o parte și atingeai firele de la claxon, de exemplu, care stă în față aici. Numai cât le-am atins cu geaca, a căzut tot plasticul de pe fir și au rămas sârmele. Da. Deci orice Mișu la un moment dat meșterea ceva și a stat cu blana aia dată la o parte mai mult am văzut timp că și plezneau momente... furtunele de la Webasto. Astea din, înțelegi? Uh-huh. Băieții locali care, de unde am cumpărat motorina, a venit cu o pompă electrică, de exemplu, și cu un furtun de benzină care s-a jucat cu el așa și zic, dăm să văd ce e asta. Un furtun cu foarte mult silicon. Uh-huh. Toate sunt speciale acolo, da. Vaselina, iarăși, în 2012 mi-a sărit o roată. Că vaselina din zonele noastre rămâne pe preț. Da. E tun. De fapt, cum mi-am dat seama că mi-a sărit roata, am zis, ok, s-a dus rulmentul, se întâmplă. E normal. Cumpăra rulment duminică din Bălci, de la ei. Ca târgul nostru, Vitan, numai că a acoperit, că-i fric. Da. Că n-ai fi tu să le desprinzi de pe tarabă piesele. Am luat tot ce vrei tu de originale. Că Japonia e aproape. Viață bună. Aveau inclusiv chiulasă și pompă de injecție pe stoc. La bani puțin am cumpărat tot. Și da, am zis că vaselină avem noi, nu ne trebuie. N-am putut să o scot din borcan. Într-un garaj unde erau 10 grade. Dar stătuse toată noaptea afară. Nu puteam să scot vaselină din borcan. Cu șurubelniță am încercat, cu... N-aveam o lingură, știi, da. Să iau ca pe miere, știi, dar da. Nu am reușit să scot.
Și am zis, ok, bun, cred că asta e cauza care am rămas fără roți. Și ce am cumpărat de la magazin era apă chiară. Da, vezi, sunt niște condiții extreme. Iarăși, mers la cald, ți-ar trebui ceva adaptat pentru cald. Dar tu îți dai seama că trebuie să faci toată mașina să o pregătești, să schimbi vaseline, să schimbi uleiuri, să schimbi iar, adică... Da. E complicat. Păi nu vrei să le schimbi acolo, cum am făcut noi atunci. Asta e mult mai confortabil aici, îți dai seama. Când mi-a sărit roata, eu mă apucasem să schimb acolo. Ce? Doi rulmeni, serios, jumătate de oră. Am descut piulițele de la... Aveam mănuși grosuțe. Da. Am descut piulițele de la roți și nu puteam să scap de ele, din mănuși. Înțelegi ce s-a întâmplat. Da. Și am stat o jumătate de oră și am zis, ok, nu, nu pot, nu pot afară. Nu se poate. Nu puteam să scap de cheia de roți, decât cu mănușă cu tot. Nu puteam să... nimic, nu puteam să fac nimic. Da, Ela, sunt rău. Să te obișnuiești să muncești așa. Dar nu ai cum. Băieții aia care îi mai vezi pe că s-apucă și au schimbat o... au schimbat o cameră la un camion. Ne-am oprit lângă ei să vedem și să vedem ce se întâmplă. Ok, cum să face? Au scos o jumate de vodka, dar cred că a durat 9 minute. Să schimbe camera sau? Cum de? L-au ridicat un pic, au tras baroase, trei erau parcă. Au tras baroase, au scos cercul ăla, n-au dat roata jos. Mm. Au dat cercul ăla pentru jant. Da, pune complicat, nu? Nu da, e da, 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 așa ceva. Da, da, da. Băgat unul mână, a scos camera, a pus alta, pus alta, da. Au băut aia sau... Gata, spălat cu zăpadă și au plecat. 10 minute, 8 minute, o treabă de asta. Nu stai mai mult, că n-are sens. Dacă te prinde jumătate de oră, ești... mort. Da. Fric tare, nene, fric tare. Dar voi aveți acolo, am văzut că în clip povesteați de faptul că aveați niște colegi de club care v-au ajutat acolo cu lucruri, cu nu știu ce, prieteni, cu relații. Da, prietenii cu niște băieți în 2012 acolo, uh-huh. În Iacuț. Acum, știi tu, iacuții sunt niște, ca, sunt un neam de turci plecați înainte de islam. Și au o religie păgână, cu cerul, cu lumea de sus, lumea de mijloc, lumea de jos. Okay. În religia lor, călărețul care îți vine în vizită trebuie ajutat. E la unde sunt, mă, frate? Da. Zice, zic, când vine cineva la tine înțelegi, acolo, știi? E petrecere mare. De da. Iarăși, am văzut că se schimbă la față în momentul în care mă ajutau cu ceva și zicea mulțumesc. Și îmi zicea, nu trebuie. Într-o seară ne-am bătat, evident, și trebuie să vorbim. Da, o limba noastră. Da. Limba, da, de ce îmi tot zici că nu trebuie? Când eu m-ai ajutat cu tot ce am avut nevoie. Cum să nu-ți mulțumesc pentru asta? Adică nu, noi nu avem așa cuvânt în... Noi nu mulțumim pentru lucruri, sau? Nu trebuie să ne mulțumești, noi suntem obligați. Pentru că voi veniți de departe și că călătorul trebuie ajutat. Poftim. Da, bine, da. Așa, în... Adică nu că ne-au ajutat pe noi, că eram prieteni din 2012 sau că ne-am dus acolo cu oareși ce recomandare sau... Așa a făcut toată lumea. Așa e, punct. Și așa e cam după munții Ural, încolo. Nu prea te lasă, că e fix ca la noi, la munte. Într-o zonă unde e mai greu, nu te lasă nimeni. Da, acum... Vezi tu, la noi la off-road apar discuții tot timpul, când vin oameni mai începători, mai nepregătiți, mai nu știu cum, apar discuții. Păi, nene, păi tu vii cu mâna în cur și eu să te scot, eu să dau banii pe troli, eu să dau banii pe șufe, eu să dau banii pe dale, eu să te trag, eu să știi, da, numai adică... Da, acolo nu e competiție și acolo... Nu e competiție, de... da, nici la noi nu e competiție, uite, dar discuțiile se nasc. Uite, de exemplu, am întârziat două... am plecat din Tixi, da? Din hotel. Aia e o fază interesantă. Ok, am dus să dau cheile să îi spun doamnei în vârstă de la că plecăm și că asta e.
la revedere și mulțumim. Da, unde mergeți? Extraordinar, zic. No. Ăștia nu s-au... N-au scăpat de alea, știi? Da, și îi zic, zic, bă, să nu-i zic, las că-i zic. Zic, uite, mergem în direcția aia, vrem să facem așa, pe aici, pe aici, să ajungem acolo. Și aia zice... nu-i bine. Normal că nu-i bine în gândul meu, cum să fie bine, nu? Dacă nu mă duc pe drumul pe care am venit sau care-i bine. Da. Nu-i bine, că o să fie furtună. La meteo ați fost? Da. N-am fost. Să fie furtună două zile și că nu-i bine, aveți grijă. Furtună. Serios? Da. Furtună, dracine luat. A fost aia de nu mai știați cum două să fie ieșit? Două fost una după alta. Dracii ne-au luat. Ningea orizontal. Nu, ăștia au un termen, îi zice contrast zero. Adică nimic. Cerul cu pământul și cu, tot, cer, da. Și cu stânga, dreapta, cu tot, în afară de bord. Da, nu vezi nimic. Da, noi aveam și mașina albă. Da, nimic. Nimic. Aceeași culoare. Da, alb, nuanțele de alb. Câte nuanțe de alb ați găsit? Vreo 5 sau 7, parcă mi-aduc eu aminte. Ăștia ziceau că sunt 15 localnici. Mă rog, treaba lor. Au avut timp, mă, frate, au avut timp să le observe pe toate, ești nebun. Da, și am plecat spre următoarea localitate. Cu furtunica noastră, unde am mai și stat, am mers mult pe tabletă, pur și simplu navigație, pe orbete, pe... Da, mergi pe acolo. Mergi pe aici și la un moment dat, buf! O stângă. Hai pe eu după. Da. Și am ajuns în localitatea în care trebuia să ajungem, unde noi ne programasem să alimentăm. Nu are tâmpenie, că trebuia să anunțăm înainte. Ca să se pregătească. Că nu merge așa. Că nu-i benzinerie, da, da. Cu bani. Da. Să alimentez. În sfârșit, ne-au dat, nu ne-au lăsat. Da. Am ajuns cu două zile mai târziu. Babornița sunase. A sunat la stația meteo pe la care ar fi trebuit să trecem, dar noi n-am văzut-o pentru că umblam în lapte. Da. Și am trecut pe lângă stație. Ea nu ne-au auzit, că doar nu erau să stea afară. Afară, să vadă dacă trece cineva. Trei tâmpiți. Și cu niște mașini albe, stai să... Una albă, da. Sau una albă, așa? Una gri? Una. Așa, deci am ratat stația meteo, ei au confirmat la baborniță că nu au venit proștii matale. Așa, iar celălalt primar deja era în situație de alertă. Cu camioanele pornite, gen. Toți erau, în noaptea aia dădeau drumul la camioane să ne caute. Făceam un tărăboi minunat, știi, numai dintr-o prostie, dintr-o prostie de-a noastră. Urmărește baba, urmărește dracu, nu avea nimeni nicio treabă de curul nostru. Corect, că da. Ne plimbam noi pe acolo. Da. Idei preconcepută, știi? A fost o chestie cu poliția legată de chestia asta și cu faptul, da, că v-au cerut. Asta a fost înainte sau după sau cum a fost? Fiind zona de graniță, se pare. Adică se pare așa și e, zona de graniță, oceanul înghețat. Chiar ieri am văzut un documentar cu niște băieți care au... băieți ruși, da, care și-au furat toți și ei. Problema e că nu că ai fugit tu cu mașina prin Polul Nord, nu știu, în Canada. Fugi, du-te, da, dracu, cine are nevoie de tine. Okay. Problema e că la 25 de kilometri de țărm, okay, nu mai e apa teritorială a Rusiei, să zic, a Federației Rusă. Okay. E liber. Și poate să treacă orice spărgător de gheață, dacă îi se pare lui că gheața e mai subțire pe acolo, poate să treacă pe acolo. Și tu ești cu mașina în larg, la 150 de km. Și băl de băc. Asta e... Da, ei au trecut de 8 ori. Noi am trecut odată. Am șuntat un golf, dar pe acolo era drumul, noi n-aveam de unde să știm. Înainte să ajungem în zona aia, îți iei un permis de trecere. Uh-huh.
și bifezi toate localitățile prin care treci. E, okay. Naiba, noi nici n-am știut de ea că există. Corect, ca să o bifați. Ca să o bifăm, că o bifam din așa. Okay. Și am trecut prin Naiba și era un, nu mai știu ce golf e acolo. Mă rog, e un golf. Cine și poate să uite la noi să zică, e golful? Ce? Da. Nu, ai greșit, domne, nu e ăla. Da, mare, un golf mare. Și noi l-am tăiat pur și simplu așa, că așa mergea drum. Da. Pe mare, da. Da. Și într-adevăr eram la peste 25, peste 100. Păi lacul Baikal este imens, nu? Lacul. 660 ceva de kilometri lungime. Băi, 600 de kilometri lungime. Bă, mergi, bă, mergi și prost? Da. Mergi toată România pe un lac. Da, avem și noi un lac. Și 60 de kilometri cel mai lat. 60 de kilometri cel mai, adică până la Ploiești. Da, e o minune. Chiar e o minune. Dai seama câtă imensitate. Multe, multă dulce. Rusia asta. De apă dulce. De apă dulce. Da, eu nu mai știu unde eram și treceam un fluviu. Erau ceva rusnaci pe lângă noi. Cunoștință și nu mai știu care zice, bă, cât e podul ăsta, cât China, știi? Și unul din Locănești. Adică cum? Adică mare. Păi ce, China e mare? Da, vezi tu. Depinde și cu ce compari acum, vorba aia. Extremul meu nu e extremul tău, știi ce zic? Adică de unde te uiți. Da. Corect? Rusul avea dreptate. Da, era tare. China? Nu înțelegea de ce râde. Ce e China? China? Ui, mice? Da, sunt prea mari. Sunt mult prea mari. Dar na, asta e, uite. România e așa mică cum e, vorba aia, ne descurcăm aici ușor așa. Da, e de umblat, să știi, de umblat peste tot. Da, da, da. Tot, peste tot e de umblat. Bun, și ați luat permisul, ați dus, ați fost, zim la Naiba că acolo în interviu ai zis că v-au luat filmările. Ce ați văzut voi la Naiba acolo de v-au luat ăștia filmări? Bă, mai era o treabă tare interesantă. Imaginează-ți malul mării, da? Malul oceanului, îi zice marea, nu știu cum acolo, okay. Dar de fapt nu mai e nimic până în sfârșit. Malul mării, ok. Okay. Căsuțe și în spate cuști de câini. Dar nu câini și nu oameni. Am mai găsit ulterior sat pescăresc abandonat. Dar acolo la Naiba era locuit sau nu mai era locuit? Nu părea. Nu părea că ar mai fi locuit? Nu, nu a ieșit nimeni, deși era destul de îngrijit. Ok. Adică n-ați văzut niciun om? Nu. Și mai era o treabă interesantă, cum mergea drumul nostru pe în spatele caselor, să zic, la 300 de metri în spatele caselor, dar nici nu puteai să ieși din drum, că era zăpadă ca la nebuni. Era un drum bătut de camioane. Uh-huh. Tasat, era minunat, nu? Da. Nu puteai să te bagi în zăpadă, da. Așa ca da. Nebun. Unde să te bagi? Da. Nu aveai cum. Adică, da. Nici dacă vrei. Și erau casele pe malul mării, cuști da. Și... toate chestii. Între noi și alea era un, ca un teren de sport mărișor, cu tot felul de becuri. Cred că era un heliport ceva. Uh-huh. La ce îl foloseau, ce era, dar n-am văzut nici vreo antenă, nici vreo nimic. Cine știe? Da. Acum băieții, Tixi e un oraș militar. Ok. Care e împărțit Tixi 1, Tixi 2, Tixi 3. Și noi am stat în Tixi 3, Tixi 2 e cimitirul. Vroiam să-l vizităm și ne-au zis aia, n-aveți ce căuta acolo. Păi de ce? Că-s numai cruci. Ok. Și Tixi 1, care e oraș. Un orașel blocuri am cu 10.000 și ceva, acum nu știu cât sunt, puțin. Blocuri abandonate, copii care... Da. Blocurile legate cu parâme între ele. De vapor, groasă așa. De ce? Pentru că prima dată am zis, bă, ăștia au internet pe aici. Cormonită în parâmă, nu avea niciun fir în parâmă, era legată cu lanțul de bloc. Ca să vină copiii de la școală, când bate vântul rău. Ia vântul și-i duce în golf. După aia trebuie să-i caute pentru vapoare, adică e destul de trist. Minus 40 se închid clasele... De la 1 până la 3. Până de la 4 puteți să veniți bulangiilor, că sunteți mari, dați-vă dracu. Da. Incredibil, da. Incredibil. Și bătea vântul sănătos.
Și că dai, pe ăștia mai mărunței se țineau de pare, mai ajungeau acasă, gen, de la școală. Hai, taiu, ce... E și gheață pe jos. Adică n-ai nici aderență să zici, bă, mă țin, mă protesc, înțelegi? N-ai ce, de pulbere toată, adică nu, ce nu stă bine, nu stă. Da. Îl ia vântul, nu au afișe pe... Vreau să cumpărăm lucruri, știi? Vreau să cumpărăm lucruri și, mă, magazin, unde? În blocul ăla. Dar de ce nu pun ăștia magazin, gen, să știu? Păi nu stă, că-l ia dracu. Fiecare bloc are trei uși la intrare, cu o antecameră. Ușile alea sunt cu niște arcuri groase, așa, să se închidă ca lumea și cu pâslă, să-și etanșeze. Dacă ai ghinionul să-ți bată vântul pe ușă, nu intri, că da, nu poți. Nu mai trebuie mai mulți oameni să... Da. Cam așa. S-o bă, trăiesc acolo, s-o acolo cu Sania, așa, asta e. Se bucură acolo, se distrează. Și ca fotbal cu ei. Noi cu moci ei n-aveam nicio treabă. Doi sunt, n-aveam nicio treabă. Se obișnuiește organismul, frate, adică, na, e... Se obișnuiește cum stau ăia în deșert, în picioarele goale pe nisipul ăla fierbinte, așa stau ăștia în zăpadă. Se face schimb. Ei, 3 luni. Nu cred că le-ai stai nicio aici. Dai seama. Switch! Și acum, switch! Asta a fost un șoc pentru noi. Eram în holul hotelului și era o cafenea acolo. Mâncărică. Dar unde mă aveau hotel? În, în Tixi, da. Da? Da. Mișto? Drăguț. E de mers? Da. Camera scumpă? Nu. Pa, hai să facem un weekend la Tixi. Merge cu avionul direct. Mam, au și ei locul. Da. Șmecherie. Trebuie să schimbi în Iacuț. Mă rog, Moscova, Iacuț. Ne. Ufle. Nu-i problem. Două zile ajungi. Așa, și stăteam în holul hotelului și apare o doamnă, jur de 50 de ani, foarte bine îmbrăcată și bună ziua, sunt directoarea de la școala care e vis-a-vis de hotel. Un bloc jerpelit. A, zic, e școala acolo, nu pot să cred, dar arăta ca dracu pe afară, chiar ca dracu arăta. Cu plastice în geamuri, o javră de bloc. De bloc. Că... E vacanță, dar aș chema copiii dacă vreți să veniți să... Mă rog, de unde sunteți, bla bla, să le arătați ceva despre România și, bineînțeles, Mișu, trei copii acasă, serios, cum să nu meargă el la copii, Hai, pregătim, punem poze, vorbim cu copiii. Minunat. Mare lucru, nu? Să pui niște poze, să le triezi, da? Da. O noapte ne lată. Că ne gândeam, zic, ok, bun, uitați-vă un pic în jur. Și nu-s copaci. Explică-le lor. Da, explică-le lor cum te duci tu la mare și stai între copaci și faci baie în mare. Explică-le lor. Da. Ce faci duminică, sâmbătă? Mă sui pe motocicletă, mă duc până la... Brașov. Vama veche. Până la mare. Să fac baie în mare, da? O să stau la umbră, la copaci. Și am triat poze. Dar ți-a dat numai cu iarnă, bănuiesc. Eu asta le arătam, uite, să, am încercat să nu-i... Noi n-avem, ce pune mea soare? Dar unele le-am tăiat complet, adică ne uitam și mă uitam afară pe geam, pe geam, pe ce puteam vedea, că trebuia să plecăm așa, să vedem. Mă uitam pe geam, mă uitam în ăla, zic, bă, nu pot să le arăt așa. Copii de la, că am întrebat, de la ce până la ce, erau copii mici, cum să le arăt, că mi se părea, nu știu, nu să știu. A doua zi am făcut noi ce am făcut, zic, ok, gata, asta e. Ne-o luăm, mergem la băiți, școală. Am intrat în școală, aici e mizerie. Aici e mizerie mare. Ne-am descălțat, ne-au dat papuci. Am văzut că sunt multe țări care... Wow! Care... N-am văzut așa curățenie în viața mea. Care țin la chestia asta cu descălțatul în școală. Da, deci era... Toți copiii se schimbau de... Cu ce veneau ei de acasă. De lejer, de... Da. 25 de grade, 24, nu știu cât era în școală aia. Cald, plăcut, curat, tot vopsit, tot perfect. Absolut tot era perfect. Am stat într-o sală de clasă, le-am povestit, foarte activi copii. Nu ai să vezi ăștia mulți și cuiați. Cred că nu trăiesc ăștia. Da, da, da. De plin. Da, 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 scan 300, mă, îi trimite la școală și cine vine înapoi, bine. Cine nu, ai, mai facem altul. Așa. Am rămas foarte plăcut impresionat de școală. Ce tare.
tare, mă. Adică din șocul ăla de clădire aia dărăpânată de afară, gri, cu plastice, am intrat înăuntru, era absolut altceva, cu totul altceva. Ce tare, bravo lor! Da. Mă bucur să aud. Măcar copiii, na, să aibă acolo condiții cât de cât. Și ăștia-s militari acolo, oraș militar, adică ce fac ei? Se duc, ce fac ei? Păi ce sunt grăniceri ăștia care ne-au venit să ne frece pe noi la melodie. Da. Domnul Seba, colegul nostru, a uitat actele de la dronă. Mare greșeală. Ok, v-au luat drona? Nu ne-au luat drona, dar ne-au pus să o zburăm pe acolo, să văd dacă zboară băieții. Nu cred că mai văzut așa ceva. Noi le-am zis că nu zboară, e un căcat. Dacă îi trag un șut acum, abia merge, numai trebuie să nu bată vântul. Am ridicat-o 2 metri, am pus-o jos, nu vezi că nu merge. Ok, nu s-a întâmplat ce. Așa, și cu materialele nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu le-au luat? Nu. I-au pus pe băieți, eu eram la benzinărie, ăștia mă sunau pe numărul de România într-una. Zic, mă, dar n-aveți răbdare, serios, mă întorc în 10 minute înapoi, zic, stă să mă suni din 3 în 3 minute, îți dau rejector, am la pompă cu alea în brațe, nu? Da. Și la un moment dat răspund că sunau ca nebuni. Că hai repede că-i grănicerii, miliția. Haos. Da, jale. Ce să spun? Da. Am ajuns cu mașină, s-a uitat în mașină. Am stat. Ia aflasele că voi ați fost la naiba acolo? Cum au aflat oare? Habar n-am. Ori avea camere, Dumnezeu. Nu știu cum îi văd pe... Uite, de exemplu, filmul ăla care l-am văzut ieri, de i-au văzut pe băieții ăia că au trecut de 3 ori. Satelit? Probabil ca un satelit. Nu știu, nu pot să-mi explic. Nu ar avea nimic pe jos. Cumva, de acolo, cumva știu că cineva le trece graniță. Îți dai seama. Au, ăla, termice, camere, morții mei. Am stat cu ei de vorbă, au șters pozele care erau pe desktop. Evident, toate erau în parasalvate, deci nu s-a șters nimic, n-am pierdut nicio... Așa, și am primit un avertisment, aia a fost tot. Că n-am știut că pe acolo merg drum, adică am scris lucru fer, nu? Da, lucru fer, când te oprește poliția, în primă fază, trebuie să-ți dea un avertisment. Dar noi gogule, părăsire de graniță, n-ai practic. Știut, n-ai făcut avertisment. Data viitoare, dacă te prinzi așa, te violezi. Un lucru mai mult decât fer. Din punctul ăsta de vedere. Și le-am și explicat traseul mai departe și mai aveam o gaură undeva. Și ne-au pus să scriem în declarație intenția. E posibil să trecem și pe acolo, deși nu am luat în funcție de condițiile, că nimeni nu... Ok, singurul drum pe aici, ăsta trece prin naiba, dar tu nu ai voie, ia-ți-o pe aici și chinuie-te o săptămână. Nu. Nu sunt nebuni. Și plus încă o chestie. Bine, mă gândesc că dacă sunt lucruri de astea care sunt super secrete, să le păzesc, nu intre. Da, cred că am ajuns într-o prostie de genul ăsta. De într-o greșeală de GPS. Da? Căutam o scurtătură la o stațiune de schi, că aveam de pierdut vreo 2 zile, că veneau roțile de nu știu de unde. Și mai căutăm noi după indicatoare, bagă în aparate, că de-aia am dat banii pe... Da. Dracii ne-au dus în munții Ural noaptea într-o pădure, în fața unei unități. S-a prins un proiector, ceva, i-am văzut numai filamentul, așa cum se înroșește. Hai, fugim de aici, așa am plecat, nu ne-a oprit nimeni, nu s-a întâmplat nimic. Dar era o unitate foarte bine ascunsă, foarte bine. Era, da, în mijlocul pădurii, la mama dracului. Da. Da, asta mă gândesc, că dacă sunt lucruri de-astea care sunt așa, vezi, Doamne, fac experimente pe oameni, Doamne, da, și sigur, oameni cu trei capete acolo, nu ajungi tu așa din greșeală. Da, nu mai avea. N-ai cum să ajungi din greșeală, adică trebuie să treci de 700 de milioane, de porți, de gardieni, adică... Nu cazi tu. Nu cazi tu, aoleu, eu te extraterestri, sunt, bă, eu te bă, adică nu. Și încă o treabă pe drumul de, parcă pe drumul de întoarcere. Ba nu. L-a dus, tot așa, întârziam. Băieții au un canal de camionagii. Gen și aici pe la ceva noi. Ceva local, da. Și se anunță unul pe altul. Ei bine, nu mai știu cu ce șofer de camion am stat noi mai mult la Taclale. Pe stație? Pe jos.
Că okay. Noi nu, noi, avea, noi eram pe alt canal ca să vorbim noi între okay. noi de prostiile noastre, da. Știi? Nu, okay. Nici n-avea sens să-i ascultăm, că nu înțelegeam că vorbesc toți în da. Repede și în limbajul... Da, e greu. Da. Așa, și... Undeva am stat de vorbă cu ceva camionagi și nu știu de ce și-au făcut aia impresia că suntem niște prostovani. Ok. Nu, mă rog, n-are da, important. În sfârșit. Și nu știu ce am bănănăit, iar am pierdut vremea, am șoricărit-o pe undeva și am ieșit din nou la drumul care pe unde trebuia să mergem. Mm-hmm. Și ne întâlnim cu doi băieți tineri. Stăteau trași pe mal. Era ziua minus 12, 10-11 dimineața, minus 12, foarte cald. Mm-hmm. Băieții veneau cu o cisternă 38 de tone. Un cârnat mare. Mm-hmm. Și am tras lângă ei să mâncăm. Și au venit băieții la noi și zice, salut, sunteți din România. Da. Da. După cum... Trebuie să fiți pe aici acum vreo 2-3 zile. Ia uzi. Tu cum ești? Păi de ce? Și păi ne-am tot drumul ăsta știe, că toți au dat pe... Da, trei mașini cu niște țăcniți care n-au mai mers vreodată și aveți grijă de ei să nu facă buldebăc pe undeva. Mm-hmm. Mm-hmm. Și toată lumea... E, bă, frate, când pe acolo e pustiu și așa, când se întâmplă ceva, orice, îți dai seama că află toată lumea, știi? Și știi toată care lumea... e treaba? Dar în Federația Rusă am pățit asta, nu vor să întâmple ceva la ei. Niciunii. Nici mongolii, nici... nu știu. Da. Tagici, georgieni, oricare ar fi. Să nu moară un român, că inclusiv chiar dacă e tâmpit și s-a aruncat cu mașina în șanță, știi? Nu, nu. Nu la noi. Nu la noi. E după rușine, gar, du-te, da. Fă-ți treaba ta. Sau la tine acasă. Hai să mergem. Să scrie ziarele, să facă. Atunci zice 15 mașini să facem haos. Băi, am venit peste voi. Ce să scrie. Dar nu mai aveți liniște. Cer. Fac 10-15 mașini de astea două, gata, mă, vezi că noi în fiecare dată ieșim la haos. Mă arunc în lac, că fac haos. Mă alerg dezbrăcat. Să băgăm panică în ruși. Nu cred că putem, dar în sfârșit. Nu o interesează, numai să nu pățești lucruri finale, știi, să... Să nu te ia negrie, că le dansează cu zică. Să nu te aștepte aia. Da. Bun, deci mașinile au mers până la urmă. Mers, s-au mai reparat, mai schimbat rulmenți, racord, Mișu a făcut o lucrare. Aia a fost iarăși o istorie genială, eram în ziua de 9 mai, care la ruși e marea sărbătoare de sfârșit de război al doilea mondial. Ok. Ok. Fusesem la echipa de Dakar, la Kamaz. Am văzut, da. Așa, am vizit plecat de acolo, în vizită minunat. M-au arătat băieții. Nu erau toate camioanele acolo, mă rog, am văzut ce am putut să vedem. Da. Băieții erau la amortizoare. Ceva antrenamente. Dați seama ce amortizoare, măi? Da. Cât să fie amortizoare? Cred că e atât. Nu, sunt două pe roată, cam așa. Ok. Lungi, tare, cu butelip, ceva. Hala. Frumos, da, frumos, frumos. Așa, și mergeam toți trei în coloană prin orașul respectiv. Naberjnei Celina se cheamă. E, acum... Mișu reparase noaptea ceva la Toyota? La Toyota, la rulmenți. Eu dormeam, era tura mea de somn. Mișu a reparat la mașina lui și a lăsat etrierul câteva ore atârnat în furtun. Ok. Furtunul de frână. Ok. Stânga. Față. Și s-a rupt furtunul? Da. S-a fisurat. S-a rupt furtunul. Da, trecere de pietoni, frânez. O hafrân. Sau? Mișu în spatele meu, frână ioc. Pietonii au trecut, n-a intrat în mine, nu știu de ce n-a intrat în mine. Ce om, nu mă înțeleg. Așa. Da. Filip a intrat în mine, în schimb. Adică aveți și noi de-asta. Vezi? Vezi? Oprește-te să filmăm! Și am auzit... Mișoan a zis că o drege și că o scoate cu frâna de mână și cu frâna de motor. I-a tras el? Așa, i-a tras și i-a tras. Până la urmă a scăpat de câteva mașini. Eu l-am văzut că tot face stânga-dreapta în oglinzi. A scăpat de câteva mașini, au pus frână, nu știu, s-au prins, nu s-au prins că e ceva. E, primul la trecere era un Tiguan Turan Volkswagen. Buf. Cu 80 de 4 tone.
A dat trei căste înainte, ești nebun, avansați a până la gol sau... A peste trecere. Mergeți la straight to jail, știi ce zic? A deschis ușa, era un tip mai în vârstă, l-am văzut că iese, belește ochii așa, intră înapoi, Mișu vine și îi mai trage una, de 4 ori l-a lovit. Până s-a oprit 80. De 4 ori i-a făcut curul pe dos. Acum... Amiabil. Eu stând în... Da. Am amiabil, it's not a problem, I have amiabil. Stăteam la trecere și mă gândeam, zic, futut accident în Rusia, da? Îți dai seama. Minunat. Da. Noroc că nu știam dacă... Da. Ok. Ăștia nu se mai dădeau jos din Tiguan la un moment dat. Probabil că așteptau să tot îi ciocăne până îi le face mașina așa, știi? Mă ok, da, zic, Toyota n-a puțin nimic, mă. Tot ce dracu să pătrezi. Deci la... Bine, și gheață pe jos n-a fost așa. Nu era nimic pe jos. Nu era? Nu era asfalt uscat. Și mult lichid de frână. Mișu pompa. Dan? Da. De ce nu ținea frâna? Ah. Pentru că l-a dus, s-a rupt o conductă pe dreapta, care a fost făcută cu patentul. Ok. S-a rupt și pe stânga, noapte bună, cât vrei cât să... Cât să mai țin, da. Corect? Bun. Zic, bun, n-o să stau la mașină la nesfârșit, noi ne dăm jos să vedem ce se întâmplă. Deschid ușile, erau unii pe margine, că era și stație de troleibuz, autobuz, toate lume, ca la nebuni, da? Da, Rusia. Da. În stație, unii, cred că erau 30, nu-mi dau seama, dar poate nu. Nu, acolo erau e cu mâinile toți în sus și făceau, ura, România a omorât Neamțul. Și în ziua respectivă. Și în ziua aia, da, de 9 mai. A venit un flăcău, stați că vă ajut eu, nicio problemă, a chemat un avocat, am făcut niște hârtii, ne-am dus la postul de poliție, le-a vizat, ne-a dat 1000 de ruble și am plecat. Nu ne venea să credem. Atât de simplu, vei? Da. Și s-au schimbat. Da, nu, eu credeam că e cu flotări cel puțin. În Rusia n-am fost, dar îți dai seama, trăiesc aceeași impresie ca și tine, că dacă e Rusia e grav, dar ce văd pe propria piele este Bulgaria, frate. Care Bulgaria, față de acum 10 ani, s-a schimbat radical, da, din ceea ce privește poliția. Păi înainte, acum 10 ani, te oprea poliția și dădea amendă că ai oprit prea aproape, că ai oprit prea departe, că n-ai șapcă, da, că ai șapcă, până la urmă, bă, și ceva, suvenir, bă, dă-mi bă ceva. Da, da, da? Și acum mă oprește poliția și zice, da, nu, nu, v-am oprit doar pentru vinietă, aveți, da, mulțumesc, că zi bună, revedere. Deci da, tare. Adică, păi afectează turismul, da. Noi am rămas așa, cam pe loc, în sfârșit. Adică, știi, Rusia s-a schimbat, Bulgaria s-a schimbat, noi mai slăbuți. Dar Rusia asta cu treaba cu accidentele s-a schimbat că erau total blocați. În sensul că orice accident, chiar de două aripi zgriate, trebuia să lași mașina acolo. Să vină poliția, să facă măsurători. Da, imaginează-ți într-un oraș de ăsta. Da, era un sistem probabil ca la noi învechit, de când erau trei mașini. Și, na, da, sau... și au rezolvat-o acum și merge foarte bine. Da. Dai, n-aș vrea să ajungi la doctor acolo, nu cred că e vreo bucurie. Nu știu, eu n-am fost niciodată, dar am așa o fobie că... Crezi că e mai rău ca la noi? Cred. Nu cred că își bat capul, adică dacă vii cu o fractură și trebuie pus ceva oase mai mult de două la loc și așa, ți-o taie, du-te. Deci se amputează. Nu ne mai chem ce rost are, băi, vezi că ăsta are osul fisurat, e fractură. Da. E și treabă. De unde atâta ciment? Știi? Aladin! Ia-l. Da, asta, senzația asta am, dar în rest nu știu dacă... Asta dar chiar uite, vezi, acum în Rusia nu e coronavirus. Ba da, e. E și în Rusia coronavirus? Au fix atâtea cazuri cât avem noi. Da? Și mai puțin morți. Da, nu. La ta țară, la 200 de milioane, da, 200 și sau cât Dumnezeu sunt, nu știu, habar. Da, mă, dar e suprafața mare și distanțarea socială activă. Da, e naturală. Naturală, înțelegi. Adică nu se pune problema, deci de asta coronavirusul nu răzbește acolo la ei. Sunt panicați, mai ales în aglomerațiile urbane, am văzut că sunt panicați. Da? Dar uite, de exemplu, părăsirea carantinei. Da, ai fost, ai venit din 7 ani de închisoare. Da, am auzit ceva că a venit Putin și a zis, stau cu stângul în dreptul, tot ce mișcă, nu mai mișcă. Fake news-ul, bani și închisoare. Uh-huh. Răspândirea de... Uh-huh. Interesant. Mă rog, vom vede. Trecem și peste minunea asta și începem să călătorim, nu?
Bă, așa mi-aș dori, îți dai seama, eu sunt cel mai optimist din lume. Eu zic că se termină acum după Paște, imediat, babam, 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 dar ăștia dar tot îmi dau... Dar cineva și să... Tot, nu, cred că vine vara și lumea are treabă și nu mai are timp de prostii de asta. Înțelegi? Adică, știi ce zic? Ăia care decid, băi, gata, mă. Am vrut să am glumit, am făcut niște bani, am dat niște măști, am făcut niște contracte, au murit niște oameni, am mai curățat și planeta de bătrâni, că vorba aia pensii și cu tare da, mai subțire, ușor așa. Înțelegi? Și uite așa, e bine și dăm drum. Dacă mai mor, mai mor și mai tăcem din gură și costăm asta, că exact cum zic ăștia, acum n-a mai murit nimeni de cancer. Toată lumea moare de coronavirus. Da. Adică, eu nu zic că nu e, dar e și puțin umflat așa, știi, puțin și reclame de alea. Noi am trecut în 2015 la, nu mai știu la ce vreme, după, exact când am ieșit din Mongolia, prin județul ăla, un flăcău, un localnic, a găsit el o marmotă moartă și a dus-o acasă și au gătit-o cu soția și, mă rog, copiii n-au mâncat. Răzgâiați, știi? Da, s-au răsfățat. Ciumă, nu știu de care. Ma. O bucurie, știi? Pe aia s-au curățat instant, părinții, copiii au rămas și, mă rog, dar am văzut la știri, n-am avut noroc că n-am prins lucrarea asta acolo. Am înconjurat zona, erau numai roboței în alb. Am înconjurat cu toți străinii, cu toate, era un loc foarte turistic, ieșirea aia dinspre Mongolia, spre Rusia, în partea nord-vestică. Da, vezi-o. Cine știe pe unde a umblat animăluțul ăla, ce a făcut, ce a scormonit, cum apar, băieții l-au gătit, nu l-au gătit cum trebuie. Buf, ăștia, în sfârșit mulți spuneau că e greu să se transmită de la animal la om, de la om, la om, de la nu știu ce. În sfârșit, e complicat, dar sunt lucruri pe care eu nu le știu și mi-e foarte greu să vorbesc despre ele, că ne dăm cu presupusul așa, ca babele alea pe marginea străzii, știi ce zic? Pe marginea drumului și vorbim și noi cum vorbește toată lumea, ți-am zis, părerea mea este că o să se termine, dacă stai așa să compari numărul morților cu coronavirus față de alte boli, nu pare ceva... Wow. Bine, așa poți să te iei oriunde, orice, care noi nu suntem obișnuiți, adică da, ca și cum de mâine nu mai umblăm nicăieri, nu mai mergem în Africa, nu mai mergem nu știu unde. Da, îți dai seama. Îți asumi niște lucruri și și campionatul de off-road de pauză. Nu? E ca orice sport. Da, orice sport, nu se știe nimic. Îți dai seama că să zicem că chiar dacă am ști o dată, ne-ar place tuturor să știe. Nu se poate intra în pădure să pregătească nimic. Complicat. Asta e. Luăm o pauză, uite, ne facem lucrările vechi care nu le-am făcut de mult. Care n-aveai timp să le faci, da? Te apuci de 80? Da, urmează. Până când devine istorică o și termin, vorba aia. S-aș vrea mai repede. Bă, eu îți doresc, dar nu e greu. Știu. Dacă faci așa șurub cu șurub, nu, că am copil mic și o să-l deseneze cu carioca repede și să-mi pare rău după aia, n-are sens. O să fie utilă și... Nu știam că ai cornel mic. Da, 2 ani jumate. Mamă, mulți mei. Mulțumesc. Foarte frumos. Mi se pare mai bărăle? Desface ceva de... Da? Ce mi-a mie mai mult să strângă, la desface de pe... Dar filetul la stânga, asta n-am înțeles, la un an jumate. De unde? Da, nu știu. Direct. Vine așa, din gene. Vine. Dar nu s-a uitat la el, l-a desfăcut și l-a aruncat. Ce-mi pui gard? Da, vine din... Da, sunt niște lucruri care vin, probabil din gene, nu știu. De la tafuri. Interesant. Dai seama. Nu eram așa de dipaci. Fărâmac multe lucruri. Eram mic. 100% și eu desfăceam mașinuța ca să văd ce iau unele... Ce-i înăuntru, da? De ce, merg, de ce le dau în spate și merg în față, știi? Uite, filmul nu are curiozitate. Nu. Aia e roata, aia e Toyota. Aia s-a rupt. Simplu. Nu avem probleme de genul ăsta. Dar, na, sunt alte generații, frate. Sunt alte lucruri, se dezvoltă alte chestii în ei. Sau... Îi povestesc Alexandrei că eu... Veneam că avem discuția cu televizor. Nu lăsa copilul la televizor, se tâmpește, mă. O să te umple creierul cu căcat și gata.
S-a terminat copilul, ești nebun, nu mai văd nimic. Și îi spun că eu când eram mic, veneam de afară, care afară era supremul boss. Da. Deci afară nu exista ceva mai tare decât afară. Înțelegi? Erau desenele animate. Vedea mama sau tata și spunea, haide, a început Boris și floarea cu 7 culori sau ce era, Memo, haideți după mine în Galileea și ce zic? Veneam de afară, frate, la desene și mă uitam o oră acolo sau cât era, eram acolo la televizor. Cum să o să uite ăștia mici la televizor? Că e o chestie, adică știi, dacă mă atrăgea pe mine când veneam de afară și aveam afară, e imposibil să nu-i atragă, știi? Dacă au calculator, dacă nu, dacă aveam PlayStation, atunci nu mai ieșeam niciodată afară, ești nebun? Ce să fac afară? Mă bag cu electrozi, ești prost? Mă băteam cu electrozi, mă aruncam cu electrozi pe câmp, acolo în spate, unde e așa, e piața, erau niște mormane de pământ și ne aruncam cu electrozi la unul altul. Săream din bloc de la etajul 1 în nisip, că erau blocuri în construcție, astea erau activitățile. Cu sărgeți de la vârfuri de gard în picior? Alea, cu cornete, cu țevi, luam țevi de la instalații și făceam cu cornete și ne băteam cu cornete, cu pistoale de lemn, poc-poc, pușchi-pușchi, tanchi-tanchi. Eram proști ca asta. Peste încerca să spui că ai o gaură într-un picior. Păi mă bătea tata de mă căcat pe mine. Păi am stat într-o zi... Cu niște frunze de pe... M-am dus într-o zi în parc, nu o să uit toată viața mea cu Chioru Panait, cu care am fugit de acasă la 14 ani. Și aveam niște role, de-abia apăruse rolele de alea în linie, știi? Și, dar roțile erau de plastic, nu erau de silicon. Și nu puteai să stai pe ele sub nicio formă. Nu știam, nici acum nu-s vreun roller sau patinator, să nu vă gândi. Și mi-a rupt picioarele, m-am julit, bă, coate, pe alea, dar nu, m-am zis la urgență. Noi copii în prostia noastră, băi, la urgență, că ești julită, doare piciorul. Și m-am zis la urgență, pac, pac, m-a luat aia, m-a băgat în gips piciorul, m-a bandajat pe aici, pe la mâini, pe la genunchi, eram... În 135 de la Floreasca până la Aviației, se uita lumea la mine ca la ptiși, că eram o mie, ești nebun, care mergeam pe stradă. Zic, băi, Chiorule, e groasă. Cum mă duc acasă, ești prost? Că n-am cum. Acum că aveam niște julituri, nu era o problemă. Dacă eram bandajat și piciorul în gips, păi băiat, ne-am chinuit vreo două ore să scoatem gipsul ăla în spatele bloc, cu pietre, cu șoarpeci, cu nu știu ce. L-am scos până la urmă, înțelegi? Dacă mergeam cu gipsul pe picior, mă rupea tata în bătaie, mă rupea. Așa că, de asta zic, dacă aș fi avut atunci PlayStation și condițiile care sunt acum, țin minte și acum, am ieșit cu filmul să-l dau o tură de cartier, că na, carantină. Și am trecut pe lângă un apartament care mi-a adus aminte că avea un prieten o sală acolo de calculatoare și într-un weekend ne-a luat el acolo că puteam să jucăm noi în rețea Need for Speed Porsche, ești nebun? Mi se părea cel mai tare lucru să joc, eu și cu ăla, pe același joc, ești nebun, era wow! Și acum jucăm 20, ești nebun, și vorbim și cum să mă ieși din casă, ești nebun? Hai că nu știu, ce să fac afară? Să mă joc în nisip, să moară Franța. Mi se pare că du-te, te rog eu din nou, ia un aru și du-te înapoi. Ia un aru și du-te înapoi, de ce nu te duci cu asta? Ce, e frumos? Tu mașina 4x4, e... nu? E aventură, frate. Nu vreau mai nicio aventură, te rog, dă-mi o Toyota nouă și mă duc cu aia, e ok. Cu vaselină de care trebuie, cu tot ce trebuie la mine, știi ce zic? Adică, nu? Așa o văd și eu, cu copiii. Dar na. Da, nu știu, eu zic că tot în direcția asta o să... Îl duci tot în afară, nu? Vreau, da. Foarte bine, nu zice nimeni că nu. Dar nu cred că se strică adică copilul la mod interzis total orice, știi. Da, mă, nu se pune problema de interzis. Nu, zic așa, dar eu nu cred că se strică copilul dacă lași o oră la tine. Nu. Nu cred că se strică, efectiv. Nu cred. O să aleagă. Ce îi place cea mai mult? Dacă până la urmă o să-i placă televizorul. Păi da, mă, ești de bun. Când e următorul trip? Următorul trip. Următorul trip aveam un proiect de vreo 2 ani. Dar, adică, știi care e treaba? Uite, am făcut 2012, am făcut o treabă, 2015 o treabă și acum ce facem? Trebuie să facem ceva mai tare? Nu neapărat. Nu cred că neapărat. Adică ce crezi? Că are cineva? Nu. Pune presiune? Ideea era de făcut film sau ceva. Okay. Aici trebuie să fie ceva mai tare. Ok. Încă nu ne-am hotărât ce o să... Adică avem un proiect cel în cap, avem și denumire și cam cum s-ar chema și... Destul de simplu, e... Nu știu când o să-l facem, mai dureze ceva. Am București-Sinaia via Alaska. Da, un flec. Da, e aglomerat pe DN1. Da, și-o luați Alaska ca să ajunge la Sinaia. Da, corect. E o variantă bună. Da. 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 Am făcut, domnul Mișu, niște calculi, niște socotici. Tu vă puneți aia 200 de euro deoparte. Da, poate greșești. Da, poate greșești. Vedem. Nu știu, o să mai dureze, nu e așa de repede. Îți dai seama, na, nici nu-mi imaginam. Și tot pe iarnă am fi vrut, dar de data asta mai e cu munți. Mhm.
Adică partea de asta, partea de Rusia, 10.000 de kilometri ăștia Iacuți sunt plictisitori. Am făcut deja de nu știu câte ori. Cred. 6 ori. Da. Da. Sunt mulți kilometri, trebuie să-ți placă treaba asta, să vezi, da, copaci, copaci și un drum care face așa. Da, 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 da. 600 de kilometri sau cât, domnule, da, 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 trebuie să-ți, da, placă treaba asta. Da. Doar le place stepă. Ia uite ce stepă frumoasă. Superbă! Da, de două zile, știi? Da, da, uite și norii. Da, am văzut și pe aia, zi-mi altceva. Doar le place. Mm-hmm. Sau în Mongolia la fel. Să fie deschis. Așa le place lor, dacă și... Pe mine mă durea capul și mai fac încă o lucrare interesantă, că s-au apucat Mongolia, apropo, au început să asfalteze rău. Și o să mergem cu Selecau, cabrio, în câțiva ani. Bun. Așa, ce, da, e și bun și asfaltează cu chinezi. Și aia parcă sunt nebuni. Am mers pe un drum, cred că 20 sau 25 de kilometri, drept, dar drept și așa și așa. Din, noi venisem de pe o zgâlțială din aer, cu bolovani. Și am intrat pe asfaltul ăla și era cu parcare, cu toaletă și drept. Și cu liniile alea. M-am oprit de 3 ori, 25 de kilometri, m-am dat jos pentru că aveam impresia că dorm. Adică adormeam. Da, 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 da. Era mult prea drept. Da, da, da. Te doare gen autostradă, da. E tip autostradă, mergi și nu era nimic. Dar nu făcea mașina nimic. Da. Mă uitam, cu 100. Era, da. Nimic. Bățâie-te, fă ceva. Nimic. Același zgomot la motor era perfect drept. Ăștia o să strice lucrarea cu... Da, pe partea asta îți dai seama că ți-a din fan. Nu înțelegi nimic, da. Și mergi 25 de kilometri, după care 3 viraje mai mergi 100 de kilometri, așa și iar intri în... Da, ceva. Aia bătaie, la bătaie de joc de mașină. Cu cât mergi? Cu ce viteză? 40, păi, de exemplu, 50, 60? Am prins o zonă unde era piatra stânga-dreapta. Dar piatră mare, nu aveai ce să fugi pe acolo. Doar dacă nu îți trebuia mașina, da, și aveai 40 ori, da, 500 de cai, știu. Și era singurul drum, da. Să zic, la de o bandă jumate, două, da, pe acolo trec și camioane. Și erau denivelări, washboard, exact pe roata camionului. O bucurie. A întâia, a doua, aveai impresia că se rupe. Și trebuia să prinzi mai mult de 80. Să se audă un... Dacă era mai jos, începea să auzi lucruri urâte. Peste 80 era în regulă. Sute de kilometri, așa, o lucrare de... Un praf în spate, ceva. Da, e greu tare și e, nu știu, e greu și pentru mașină să reziste, mă, frate, la atâta buială aici, da, la atâta mers de ăsta de... Și, pă, uite, în și alea, tot, articulații. Țin, trebuie să ai la tine ceva capte de bară, buc nu, Loctite, peste tot. Și la încuietoare. Se desface tot. Tot se desface. Biluța de la schimbătorul de viteză. Desface și desface și cade. Totul se desface. Peste tot am avut loc de aici. Să nu fac asta niciodată, să mergem, nu vreau să fac asta niciodată. Bamako. Bamako. Bamako, nu. Nu, ăștia, noi culmea ne-am întâlnit cu Mongol Rally. Ai auzit de... Da, da. Bă, uite, ăla e un adventure tare interesant. Aia, marea majoritatea sunt 18 plus o zi, adică permis de ieri. Da, nu contează. Urcați într-o mașină de până în 1300 cm, așa e regulamentul. Da. Îi zic, mașina trebuie să... Să mura aici, nu? N-ai voie 4x4. Ți-l dai cu scuțul. Da. Bun. Deci mașina trebuie să fie... Regulamentul lor zice că trebuie abia să poată părăsi o parcare de mall. Și îți iei tot ce trebuie și nu e o cursă acolo. Aia e aventură, acolo, da. E o aventură. Da. E, copiii ăștia, noi am râs cu lacrimi. Stăteam cu crinul, care un om în vârstă, pe malul unui râu curat perfect în Mongolia, dar în umbra boscheților ne-am tras la Toyota ca bătrânii, copertina.
Frumos. Și se aude ceva, eram la 250 de metri de drum și se aude ceva la drum. Crino cu accentul de Sibiu zice, nu vezi, mă, ce s-a întâmplat acolo. La sala, mă duc la râu. Doi portughezi, rosa, ceva. Da, mic. Ceva, da, da. Mic. Da, da, da. În mijlocul apei. Dar știi cum, vine un drum și trecerea peste apă e largă, da? Și se vede lin, adânc. Și aici am apă mică, bolborosită, da? Pe unde treci? Pe unde e lină, în bula mea, să nu fluture, nu? Da. Atâta în apă, cu totul. I-a scos de acolo? I-am luat, i-am scos, i-am adus la noi, zic, mă, n-are sens, face târziu, de aici e complicat. Navigația în Mongolia e așa, unde e drum clar, e drum clar, după care pleacă 25 odată. Și alege-l care îți place. Și cam toate duc la fel, mai puțin 2-3 care se duc la stâine, știi? Da. Dar în rest, toate. Okay. Am adus pe aia, au mai venit încă doi, cu două Nissan Micra, englezi. Noi am scos niște țuică, i-am scos și pe aia de acolo, că și aia tot așa s-o înfip ca, cu, ca în lemne, cu calculatoare, în apă, cu prostii. Le-am demontat calculatoare, cu suflat, cu prostii. Mă rog, aveau manual. Că nu știam unde e calculatorul la scârba de Micra, este pe podea. Minunat, cel mai bun loc. Noi am scos niște țuică și dimineața peisajul era în felul următor. Toți aia rupți n-au reușit să-și pună corturile. Morți și rați morți peste tot, pe un saj de dormit pe bolovani, pașapoartele puse la ștergătoare la uscat. Nimic încuiat. Zicat? Da. Nu mai sunt pe nimic. Nimic. Da, mă, tare, frumos. Da, uite așa. Tare. Cam genul ăsta de oameni merg încolo, la mongolele. Da, uite că nu moare nimeni, toți. Da. Mai am mai văzut mașini arse. Nu la ei, nu la ei. Poate mor, mă, dar îi arunc în pat. Mai văzut mașini arse, știi, de tot, tot. Era unul săracul cu... Știi mașina din... cu trei roți din... Trei roți? Nu pot să cred că am mers cu mașini ba, da, ba, da. Cu ceva, o engleză, că arată ca o barcă. Așa ceva. S-a răsturnat de 11 ori. Era lipită, legată cu sârmă. I-au pus niște schiuri la un moment dat. Schiuri. Ce ai putea pune la o mașină ca să o echilibrezi, să nu... Schiuri, schiuri. Pula mea, nu? Da, avea niște schiuri. Nu știu ce făceau cu schiuri, dar doi englezi aia n-arătau că ar fi fumat țigări normale. Da, mă, oamenii se distrează pentru că despre asta e vorba în viață. Da. Să te distrezi, frate, și să te primi că cu amintirile rămâi, nu cu fiarele astea pe care investește, tragi ca acum și bagă în fiecare șurub și așa mai departe, dar e și asta o pasiune, este. Că sunt unii bărbați care fac puzzle-uri în casă de 7000 de piese, adică fiecare trebuie să se simtă bine. Păi ați bucură și acum. Da, dai seama, în felul lui. Au timp. Da. Eu îți mulțumesc, Cornele, că ți-ai făcut timp. Și eu vă mulțumesc. Că aici serviciul e aglomerat și e greu la Cornele. Dacă... perioada mai aristă, să acum, ușor, așa, da. Așa, și sper să ne vedem și în alte ipotaze. Adică cu 80-ul când e gata. Da, vreau, chiar îmi doresc. Să prezentăm, să vedem, să facem, să mergem. N-avem ce. Inundat a fost. A fost inundat. Verde. Verde. Fire, mufe, cabluri, da, da. Scoase, curățate. Uh-huh. Multă muncă. Șurub cu șurub. N-o fac, doamne, șurub cu șurub. Fir cu fir. Fir cu fir.